numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino te săvârșește cu noi și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acesta Paștului, ne-am obișnuit cu dânsul și sunt tot mai mulți cei care vor să-L asculte, să-L vadă, să-L asculte cuvântul. De fapt, Părintele a ajuns un fel de purtător de cuvânt al bisericii, al tinerei generații, al românilor, chiar al românilor. Așa și puțin îl simțim noi. Prin glasul lui sună multe, sau se aud multe cuvinte care mângâie sufletele noastre și nu mai mângâie, ci și îndrumă, și întăresc, și ne poartă pe cărări pe care ar trebui să ne îndrume mulți alții, dar nu se mai găsesc oameni. Nu mai lucrez cuvântul. Îmi pare rău de cei de afară care nu pot intra. Se pare că Casa de Cultură a Studenților are reguli mai aspre și nu mai sunt lăsați, sunt afară o jumătate de sală care stă în afară porților. Ziceau că măcar o boxă, dacă le putem duce. Data viitoare, cred că mergem la cea mai mare sală. Pe stadion! Și așa mă fac ăștia toate felurile, măcar știm una. Părinte, nu mai ziceți vorba, vă lasă să vorbiți dumneavoastră. Eu nu mai zic nimic, mă duc acasă. Vă rog să le transmiteți prietenilor voștri de afară că îmi cer iertare. Deci soția mea e afară. Deci aveam putut intra eu cu părinte. Deci aveam intrat nu vedeți. Am văzut-o și la Timișoara, că m-a închis nenea la fața ușii și stăteau și zic, nu pot intra, nu. M-am gândit acum sau acum, că mai merge. Dacă mai aplaudați mult, mă faceți un fundamentalist ortodox, vă rog. Eu sunt doar mentalist ortodox, nu? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici. O să rog pe cei care filmează să facă și o fotografie sălii, să scriem Nicola și prietenii. Bine. Spuneam Părintele Ciprian, mamă, că se așteaptă să zic eu un predicat de la catedrală ceva despre Biblie. Și nu vreau. Astă seară nu vorbim despre mașini. Vreau să vă spun că urcasem cu o carte la ambonul catedralei și am uitat să citesc. M-am luat emoția când am predicat și am uitat să spun poveste din carte. Cu o carte de cuvânt care se cheamă În viața, amintiri din viitor, un puști care își vede viața înainte. O carte foarte faină metaforă. Acolo metaforă, nu în alte versuri. Și la un moment dat, puștul acesta este dus de un profesor de-a lui, afară din, ca să întălească chipul, să se învețe în minte să fie altfel, dus în mijlocul unui lac, lăsat în mijlocul lacului și se iau vâslele și spune trebuie să te înveți să ajungi la mal, că tu ești singurul tău ajutor, nu are cine să te ajute. Și lasă pe ghetul copil acolo. Păi și șede copilul țâl, de o zi, două, trei. Sara, două ăștia recuperau și puneau acasă, plăneau, îi dădeau o pică. Asta e educație. Și la un moment dat, a doua zi, supărat, fură, se trezește mai de dimineață, îi fură motorul celui care mergea cu partea de lăsat în mijlocul lacului, iese la câțiva metri de lac, se strică motorul, el sare din barcă, merge pe mar și celălalt, hai, hai, e ușor, numai tu te poți ajuta, haide, stând pe mar. Și până la urmă merge, ia vâslele, îi reduce pe corabie și să știi că totdeauna în lume va fi cineva care să vină în întâmpinarea ta atunci când ai o nevoie. Nimeni nu ne lasă în mijlocul lacului
fără un om pe ușă să ne aducă vâscăre. Ăsta e mesajul pe care am vrut să zic în seara asta, dar am uitat. Am luat cu valoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Mi-e și frică să mă uit încolo sus, bine că îmi bate lumina și nu văd. Este prima întrebare, am să iau așa. Ce înseamnă un om echilibrat într-o Românie confuză? Nu știu. De câteva zile sunt speriat de ura care mi-a cuprins. Au pornit probabil de la un cântec. Văd astăzi că unii care cred că numai ei dețin cheile democrației se leagă de alți oameni. România nu e confuză, e perfuză și perfidă. E perfuzionată cu perfidie. Noi trebuie să fim foarte atenți să deținem venele închise. Singurul mod de a nu ne confuziona în vremea de acum este să nu lăsăm să ni se aplice toate metodele de amețeală. Pe de altă parte, om echilibrat în România înseamnă orice student care dimineața merge la curs, îmi bea o cafea, mănâncă o omletă de post, cu carne de balenă, în sensul acesta, știți că a zis vietom acolo și a zis, bună ziua, bună ziua, nu știu aici, aveți file de balenă, nu? Da, zice, o, de vreoască testoasă aveți, nu? Dați-mi o ceafă de porc, Dumnezeu e martor că am vrut să mănânc din post. Deci am înțeles că nicio metodă de prevenire a sarcinii nu este bine plăcută de Dumnezeu. Ba, da. Una. Însă care ar fi soluția, totuși, având în vedere că nu pot calcula tot toate și... Măi, eu zic să nu calculați nimic. Știți că cea mai bună metodă contraceptivă e sarcina. Femeia însărcinată e cea mai binevenită în mijlocul contracepției. Fiți copii cu minți și nu vă luați pe toți nebunii. Țineți minte ce vă spun, că un pământ îngrășat cu azotați nu e un pământ roditor. Fiți cu minți, încercați să vă temperați, căutați starea de bine care, din care se poate dezvolta o viață sexuală normală și echilibrată. Mergeți la medici, lăsați-i pe copii în pace, că și așa ne înjură ăștia că ne-am băgat în toate. Numai de asta nu ne-am ocupat, dar dacă va trebui, punem mâna pe carte. Sper să nu vorbim din Google ca alții. Dar e important să înțelegeți că o viață echilibrată, o alimentație curată, un mod de a fi echilibrat, echilibrează toate. Iar omul care se echilibrează, se clătește, se echilibrează și în celelalte. Uneori iese, uneori nu iese, o ia de la capăt. Munciți mai mult cu dumneavoastră. Părinte, mi-e teamă că voi avea copii cu dizabilități. E o teamă de când eram copil. Stați, mă! Ce are copil cu dizabilități? Toată lumea spune că un copil dizabil e un copil care nu seamănă cu ceilalți. Bun. E vreunul normal în sală? În afară de părinte ce fiam. Deci să fim serioși, toți avem o dizabilitate care ne face folositor celorlalți care nu au. Da? De exemplu, cei care pictează acolo, pictează o singură dungă, lungă de 18-20 de kilometri. Un om normal nu stă, dar el poate, noi nu putem. Copiii sunt întotdeauna un semn prin care Dumnezeu ne educă. Eu sunt cel mai bun educator. Persoana care ne educă cel mai bine este copilul. Da, nimic. Întotdeauna e așa. Și vreau să înțelegeți bine. Eu am văzut părinți disperați că s-au născut copiii cu dizabilități. Supărați foc. Să vedeți ce înseamnă când apar un copil cu hidrocefalie sau un copil care se naște cu o malformație de mână, de picior, de cuin. E cumplit, e cumplit. Atunci să întrebăm, televiziunea unde este? Știți? Că noi stăm acolo, preoții stăm acolo, la ușa de foc, a întâlnirii, dar ei nu sunt. Și imediat îi vezi când vorbești cu oamenii, când te rogi. Știți că un copil cu dizabilități e la fel de pupăcibil ca un copil sănătos. Tonele, pupăcești, te joci, bă, îndrăznesc să spun că e chiar mai fain decât noi. Dom'le, ești fiecare nevoie de iubire. Dom'le, iei în brațele, chiți-i busește, îl gâdilește. Mai stați acum, vându-l la gâdilat de la părinți. Da. Absolvant de liceară, de calare, de sunt al domnișoară. Băi, dar ei nu. Ei sunt în continuare copiii părinților lor. Și atunci, pe măsură ce crește dimensiunea, cum să spunem, calitatea cupăcitului, în măsura aia crește și iubirea pe care ți-o dăruiește. Sigur, e mai mucilaginoasă, așa. E fain. Eu am văzut copii cu dizabilități rupând bomboana în două să-ți dea. De copii normal n-am mai văzut de mult. De bune. Au văzut într-o tavără cu copii cu dizabilități, cum își... A văzut unul dintre băieți cu o fetiță căzuse în baltă și și-o lua jos tricou, o să o șteargă pe picioare. Oamenii normal, da, face aia așa. Ce zice eticheta socială, băi! Ei gândesc într-o paradigma care le-a gândit Dumnezeu să o facă. E foarte greu. Nimeni nu spune că e ușor.
Nimeni n-a spus că credeți că e ușor să crești un copil normal? Uitați-vă la părinții voștri cum au albit. Este păcat să faci dragoste înainte de căsătorie. Da. Nu-i doar păcat, e și un pic supărător. Sigur, depinde ce asociație vă înscrieți. Biserica are grijă să vă spună că mire și mireasă nu sunt numai haine. Da? În haina de mireasă e un mireasă, în haina de mire e un mire. Mir, mire. Adică curat înaintea lui Dumnezeu. Încercați cât puteți de mult și când nu vă iese, dați vina pe duhovnic. Bine? Ce înseamnă pentru dumneavoastră dragostea adevărată? Pentru mine! Dragoste? Uite, ce faceți voi în seara asta? Nu-i dragostea adevărată? Asta e cel mai bun exemplu al dragostea adevărată. Sunteți frățiile voastre. Da? Care mă căutați pe sfinția mea. Și pe sfinția sa, Părinte Ciprian. E clar că aici se joacă dragostea. Între oameni. Dragostea adevărată nu poate fi decât între oameni. Aia cu cățelușii, cu copăcei mai nou, cu... E la altă secție. Dacă tatăl meu a înaintat un proces împotriva mea și a surorii mele privind casa unde locuim, a trebuit să-l iubim și să-l respectăm, la fel, fără îndoială. Părinții trebuie respectați indiferent de nebunia care îl cuprinde. Tata nu-i mai puțin tată sâmbătă decât duminică la Paște s-a întâmplat să nu fie el. Fiți serioase. Copleșiți-l cu iubire. Dacă își merite casa, poate nu să-l dați. Dacă nu, poate să o câștige. A, dar tatăl rămâne tată. Nu există. Cum prietenia. Prietenia nu depinde de un moment. Te enervezi, bodogă și o iei de la capăt. Prietenia e altfel decât toate celelalte. Părinții mei sunt divorțați momentan, mama mea locuiește cu un alt bărbat care influențează negativ relația dintre noi. Înainte relația noastră fie foarte apropiată. Ce ar trebui să fac? Să vă rugați. Asta înseamnă să-ți lași mortul în casă. Când ai copil și ei unul care crede că le știe pe toată mai bine decât tatăl copilului. Ce elicopter e el, ce face el, ce... Calm, respirați adânc, rugați-vă, încercați să vă țineți departe de orice fel de conflict. În general, cei care cred că au dreptate tot timpul sunt foarte conflictuali. Îi mâncă în conflict. Și atunci ei tot timpul vor să gestioneze câte ceva ca să-și arată utilitatea. În Hristos nu e așa. În Hristos, mama rămâne mama și vă rog să respectați ca atare, celorlalți zâmbiți. Cu care? Dacă puteți. Dacă nu, rugați-mi. Dacă puteți. Părinte, sunt o frată cu o sine de sine foarte scăzută. Adică 80% din sală. Femeile românce au o stimă de sine care tinde spre minus infinit. Mă rețin, nu sunt bună de nimic și ceea ce mai... Cred că mai ales băieții mă consideră bună de nimic și neștiutoare. Ce să fac? Rămâneți așa. Ferească Dumnezeu să șoptească băieții între ei, bă, ce știutoare e asta. Și e bună. Și știutoare. Vă rog să nu mai gândiți ca băieții, da? Că băieții gândesc la lucruri la care fetele nu gândesc niciodată. Ei sunt niște pragmatici. Nu, încercați să fiți, sau nu încercați, fiți cât se poate de naturale. Să știți că oamenii care par de nimic, nimic, fac lucrurile cele mai importante. Săracul Einstein de atât de nimic, ce s-a întâmplat? Ca să-i poate lăsa pe ceilalți în spate, vă rog să râdeți un pic mai încet. Măcar în formă de asta. Nu, acolo nu să se audă nimic, o să plece, o să face supărați. Vorbesc tare. Deci de acum încolo o să vorbesc foarte tare. Sunt tot mai supărat pe mine că sunt umplu sările și alte să sunt afară. Vedeți de ce ne trebuie catedrala în Mântuirii Neamului?
este vor strânge la Dumnezeu. O fi și el, nu e liftul, dar e acolo. Clar. Apropo, să vă vând un pont. 11,4 hectare pârâte, 7,8 e un parc unde mămicile o să-și plimbe copiii. Nu o să facă sarf popii. Și nici o să ne dăm pogotilele cu creștile, nu regu numai noi. O să vă duc cu Ciprian. Numai noi, Cipriane, numai mele, cu creștile. Ascultăm muzică gregoriană. Am spus-o și o repet. Mi-e teamă că va trebui să învățăm să ne construim câte o catedrală a Mântuirii Neamului în fiecare oraș. Ca să ne simțim acasă peste tot. Nimeni n-are dreptul de a ne interzice identitatea națională și religioasă. Îmi pare rău, trebuie să o spun de la Cluj, unde au murit ca să se cheme și Napoca. Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici? Întrebați-i când îl vedeți. Le-am zis mă, la succes, cât mai grabnic. Domnul însă grăia cu Moise față către față cum ar grăi cineva cu prietenul său. Ne puteți vorbi despre conceptul de față al lui Dumnezeu, din ceea ce cunoașteți, pune un snei așa. Apă, eu mă uit la părintele Ciprian. Și mi-aduc aminte, în general mi-aduc aminte pentru mine când spun față către față, cel mai tare mă cutremur și mă gândesc la momentul înmormântării. Acolo ne cântăm, dacă țineți minte, să vă spun acum când o să fiți la nani. Și alții o să facă papa după ce vă bagă la... Nu o să vă auziți, neapărat. El, în tăla de mormântare, crede că acela chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar, virgulă, deși, virgulă, port rănile păcatelor. Deci, a vedea fața lui Dumnezeu înseamnă a vedea pe fratele tău ca o față lui Dumnezeu, indiferent de păcatul pe care îl are. Mulțumim? Cum pot să fac să scap de patima jocurilor de noroc? Păi nu mai mergeți acolo, Doamne. Nu, hai să, de vreo 5 ani dezvoltăm un proiect național, internațional și semigalactic, să oprim proștii să intre în sala de jocuri de noroc. Băi, frate, parcă sunt săraci apucați de bâț. S-a lăsat unul de Alba Neagră, a început cu șepticul. Și eu am jucat șepticul. Orice băiat ardelean a jucat fotbol vodka. Dacă nu joci 6 în ardelean, nu ești ardelean, nu? Dar, băi, era o limită a întregului gest. Cereți ajutor. Familia și logodnica mea au alături de mine și vreau să mă asigur că nu o să mai, nu o să-i mai dezamăgiți. Păi nu o să-i mai dezamăgiți dacă... Uite, ce simplu. Nu apăsați pe clanța aia. Săptămâna trecută, nu, în urmă cu cea săptămâna, am cunoscut un tip 1,5 miliarde de lucruri într-o săptămână. Și am zis, ce ești viu? Serios? L-a apucat la un moment dat de... Că știți cum? Asta se leagă între ele. Patima asta cu dragul sinucitele, ei scapă de aia, dau în altele. E foarte greu, dar vă rog să insistați. Cereți ajutor pe bune. Aveți nevoie de un om care să-i spuneți prin ce treceți. Nu râdeți că e să ia. Mai sunt niște jocuri de noroc, dar nu le plec lumea. Noi ne mai însurăm, eu mai căsătorim. Da? Unii mai vor preoție, nu știu ei ce rulete ruse. O să ai glonțul, pentru că ai tot. Dar există o limită a riscului asumat. Învățați să vă asumați riscul între niște limite. E dat tare înseamnă că am intrat ceilalți. Doamne, ne-am văzut. Da? Cum să fac să nu mă mai simt vinovată de toate eșecurile, boală și de așa? Nu știu cum să faceți, că am încercat și nimeni nu ieșit. Încercați să vă îndulciți eșecurile. Să vedeți voia lui Dumnezeu în tot ceea ce ratăm. Există un mod al lui Dumnezeu de a folosi ratările noastre în favoarea noastră. Doamne, dacă intram eu la Stepe, ne-ați venit în sală așa? Mă și văd. Macroeconomia este una dintre sintezele elementare. Doamne, ferește, dacă mă făceam contabil, era mai fain. Da? Adică există ratări care te fac om. Să știți, există renunțări care te fac om. Eu cunosc oameni care au renunțat la funcții foarte înalte, s-au retras pe funcții medii și își câștigă cu onestitate banii și sunt cei mai fericiți oameni. I-am văzut și pe cei care au călcat pe cadavrul lor să ajungă sus. Și acum sunt jos. Ceai de dimineață? Fără voie. Fără voie. Sunt oameni care au plătit cu pușcăria furtul altora. Sunt oameni care...
Toți suntem puși într-un exercițiu de supraviețuire fundamental. Eu, cea mai mare fericire a mea săptămâna viitoare, să mă duc la Slobozia, la penitenciar. Să știți, vă spun cu mâna pe inimă. Nu-i cineva mai cu nevoie de iubire decât acolo. Noi iubim vedetele. Da. Ați văzut ce supărat a fost aia de la Strehaia, când a luat Leonardo DiCaprio Oscar, a văzut că a luat Leo alor și n-a luat Leonardo. Supărață la foc. Pentru că noi iubim vedetele. Noi am transformat în geopolitică inclusiv imaginea de sine a poporului. Ori oamenii noștri sunt inclusiv la penitență, la tările noastre ca popor sunt în casă de corecție. Ce tot o fuții în atâta? Nici un român nu-i impus în neamul lui. Ne lipsesc câțiva. Vreo 300 în Parlament și în Guvern, mai mai. Deși, tot respectul, domne, când ajung ardelenii ăștia în funcție, sunt mai înjurați decât alții. Asta e semn că își fac treaba bine. Da? Țineți minte. Ce să facem în cazul în care vrem să dăm la facultatea de teologie, dar părinții nu ne lasă, ei fiind atei? Faceți ca mine. Dați. Dați și vedeți. Dați. Nu? Teologia este un exercițiu de admirație a lui Dumnezeu. Nici nu trebuie să dai la facultate ca să fii un teolog pe măsură. Știți? Ce a teologie? Ce a facultatea de teologie? Pe mă tot întreb de 20 de ani. A, e o școală care la sfârșit îți emite un act ca să poți să hirotonii de episcop. Foarte bine. Dar dincolo de aceea, aroganță, infatuare, fițoșenie. Nu, e clar că e un exercițiu permanent și o progresie permanentă în Harul lui Dumnezeu. Nu, apucați-vă de teologia asta și sigur vă va da Dumnezeu teologia cealaltă. Ce șoc a fost la noi la Sibiu când s-a înscris primul copil în cărucior. Deci un copil cu cărucior a venit și s-a înscris cu mămica lui, un băiat din Zadău, jos cu pălăria lui. Dom'le, se uită totuși la noi ca la mașini străine, la Sibiu s-au tâmpit ăștia. Că e acolo, cu canon, cu cutare, dar nu tot omul care face teologie trebuie să fie hirotonit. Dar să vă spun răzbunarea mea completă. În ultima zi, când era sfârșitul de an pentru clasa, pentru anul lor, l-am luat pe copilul acela în cărucior, i-am pus orarul pe tenisul, trăiește, poate mărturisi. L-am introdus pe oșine împărătești și a răstit apostolul ca un ipodiacon. Atunci era îndeplinătatea teologiei sale asumate. Noi trebuie să facem exercițiile astea de luptă automată cu noi înșine. Teologia din nefericire mă noi de facultate. Ce face diferit pe un creștin față de un creștin în ce privește vinovăția, remușcarea față de greșeală? Sau nu există diferențe semnificative? La unii da, la unii ba. Știu eu câțiva creștini, mamă, ce părere de rău au. Și cum se pocăiesc ei, mai ales dacă sunt în campanie electorală, domnule, spovedanii publice, au greșit, n-au vrut. Pe de altă parte, este limpede că un creștin trebuie să gândească la vina sa ca la o posibilă judecată a lui Hristos. Noi nu ne să vă spun, acum când cu imigranți și cu valul de imigranți și de toate, pentru că creștinii trebuie să se unească, că ne atacă dușmanii. Domnule, creștinii nu trebuie să stea uniți că ne atacă dușmanii. Ei trebuie să stea uniți că asta e porunca lui Hristos. Iubiți-vă unii pe alții. Ce noi ne iubim că poartă ei, satratul pe ei? Doamne, iată-mă, Mântuitorul Hristos povestea despre iubire și despre împlinirea umană când îl pregăteau de cruce. Nu după. Nu după. Deci el știa că îi vine moartea și îi vorbea despre iubirea vrășmașului. Ce părere aveți despre machiaj? Doamne, dar sunt așa un expert. Ce părere să vă spun? La unele stă bine, la altele stă rău. Unele sunt urâte și machiate, altele sunt foarte frumoase nemachiate. Unele dau din clapă, te zici că e semnalizatorul pe tine. Altele rămân cu ochii plăcați, te zici că au vreo boală de nimic. Vă prostiți. Eu cred că cel mai bun machiaj pentru o femeie sunt ceartănele din jurul ochilor când își cresc copiii, își iubesc bărbații. Băi, dar machiaj sănătos. Și la bărbați, am văzut bărbați machiați. Și acum pe toate canalele de știre, epilarea definitivă. Când iau o asta, m-a făcut de râsul.
Exosim preliminară definitivă la vreo 70 de zile după îngropare. Așa, chiar la dezgropare, scoți gata, e pinați. Eu credeau cu ăsta. Deci, ca să vedeți care e valoare din ceea ce faceți, gândiți-vă ce rămâne din machiaj după 40 de zile de spații mici, fără lemn. Cum se ține post corect? Îndreți spatele, scoți curta înainte să o vezi și să te pocăiești. Nu există post corect. Asta e o prostie. Cum nu există creștin perfect. Ferească-ne Dumnezeu de corectitudine și atât. Postul se ține cum se poate. De obicei se ține... Se ține. Important nu e cum te ții tu de post, ci cum se ține postul de tine. Că aici e legătura. Și trebuie să înveți la un moment dat să trăiești în limpezime totală. Deci cel mai frumos... Postul este un exercițiu de gândit. Doamne, trebuie să gândim asupra postului. Doamne, o pastilă. Acum am vitamină. Mamă, nu ne-am gândit, dar uite că eu e idee. Să avem niște pangare cu vitamine de post. Să zice, două pastile, că nu mai pot. Totuși există un mod. Fiecare își cunoaște organismul. Fiecare știe care e. Nu exagerați. Vă rog eu mult. Avem destui bolnavi de diabet, destui bolnavi de somn. Nu exagerați. Voi și când râdeți, sunteți în post. Că postiți așa de... râdeți așa de rar. Pe bune, de când n-ați mai râs așa? Pe bune, din decembrie de la conferința trecută. Din decembrie. Eu am trebuit să mă duc, eu am lăsat postul, dacă se deschid ușile, sunt și oameni în spatele ușii. Welcome la vapor. N-am zis mare lucru până ați venit, i-am dus cu preșul, i-am aburit. Să vă spun, m-am dus în seara care se lăsa postul, am fost la o piesă de teatru la Sibiu, am râs cum n-am râs de 20-30 de ani. Moroi este cheamă piesă. Dacă vă veni în Sibiu, în Cluj, vă rog să mergeți la ea. Cătălin Ștefănescu e autorul textului și Adam Ilie. Subliniez Adam Ilie ca să vedeți că n-am nimic de a face cu nimeni. Tot e fabuloasă piesa. Joacă oamenii și este gluma tărănească pură. Încât la sfârșit un cap de mort care vine în vizită la o familie de ardeleni, ăștia acum capul de mort pe masă și tot dau cu pălinică. Și mortul zice și zice. Doamne, am râs până în baierele sufletului. Să eliberați greul din voi înseamnă post. Să respirați aerul înălțimilor cu Dumnezeu. Ăsta e postul. Și să înțelegeți un lucru. În vârf nu vă lasă nimeni să urcați. Toți vor în vârf și care cum ajunge îl calcă pe degete. Bine? Ce poți să-i spui unui preot aflat într-o mare depresie și tulburare de pricină unei boli grele? Nu poți decât să te rogi împreună cu el. Încercați să nu mai vindeți gogonele la gogonare. Știți ce se întâmplă în România? Noi ne vindem verde. Gândim pozitiv. Că să gândim pozitiv. Serios? Serios? Gândim numai la bine. Bun. Care e definiția binelui? Care e definiția fericirii? Fie pune pare că dacă noi acum scriem fiecare o propoziție și ne-o dați, fiecare avem altă definiție a fericirii. Nimeni nu-i fericit când spune că are un cancer. Era o doamnă la mine la catedrală într-o zi, cu un mare handicap, urcă foarte greu cu niște, eu le zic secretarii ei, are două cârje mari, și a căzut pe scări. Și evia vioasele, cu vioasele, toxoloagele care până atunci lăudaseră pe Domnul și erau înălțate în înălțimile trăinice, o văd pe asta și zic, nu ridică. Lasă-o, dragă, că asta are două pensii, cum o vezi. La care asta zice, dar astea nu le vreți. Adică, totuși, pensiile a două pentru o stare de rău. Nu aveți decât să întindeți mâna. Deci, lângă noi sunt făcătorii de minuni. Amărâții care au nevoie de noi sunt lângă noi. Am spus-o și în predică. E important să beți toată amăreara iadului ca să gustați dintr-o picătură de dulceață de rai. Nu evitați să faceți binele. Nu, poate vă e jenă. Zice, părinte, nu știu ce să fac. Am o bunică bolnavă, dar am și un curs, un trainer, mă duc la un trainer de psihopiticism amorfic. Și nu știu ce, bă, ce profesor e mai important decât bunica ta? Știți un profesor mai mare decât bunicile noastre? Păi cum să stai, mă, într-o prezență la un laborator și bunica care e pe moarte, tu să zici, bă, mă, trece aia în sartă.
Să fie rușine la noastră, să trec prezenții, nu absenții, dar stai, cum să treci ceva ce nu există? Duh! În sistem. Nu? Deci, părintele, stați alături, cântați, faceți o cafea bună, faceți un ceai. Când îl vedeți că depresionează, plângeți oțelul cu el și spuneți un cuvânt bun, un zâmbet, dați-l un zâmbet. Se popii se repornesc repede, au alt sistem decât cei. Noi de-aia când credem, ca avionul, știți, ca la... Străbunica mea, 91 de ani, vă întreabă cum ar trebui să se roage pentru iertarea păcatului. Dumnezeule mea, spuneți-i numai atât. Să iubească mai departe viața cum a făcut-o până la 91 de ani. Să se roage cum vrea ea. Ăștia oamenii de 91 de ani. Băi, și nu s-a plictisit de Dumnezeu. Bă, dar are 91 de ani și întreabă cum să se roage. Și avea în tineva, dar n-am timp să mă rog acum că uite, mi s-a așezat. Apropo de machiaj, am aici un lucru. Cum stă coșul ăla și mă întâlnesc cu coșuleț, Vasilică, crede-mă. Spuneți bunicii să se roage zâmbind și bucuroasă ca până acum și să facă aceleași prăjituri cu vanilie, bine? Rugăciunea miroasă a vaniliei, limpede, da? A înghețat cu vanilie. De ce se îmbolnăvesc oamenii? Din atenție, în mare majoritate, din poluarea sonică, sufletească și trupească din jur, dar de cele mai multe ori se îmbolnăvesc din atenție. Din neatenție. Greșește. Se spune că din greșeli învață unul. Și că da, din vindecarea bolilor trebuie să învățăm mai mult. De ce ne-a lăsat Dumnezeu liberul arbitru? Păi ce să facă cu arbitrii ăștia de fotbal? N-a văzut că el n-a dat 11 metri pentru Barça? Ce Dumnezeu? Doar hands în care o a fost, să ne înțelegem. Liberul arbitru este un dar de Dumnezeu pentru a putea echilibra fundamentalismele din noi. Ați auzit că de câteva zile un distins plecător de scaunul din Parlamentul, tânăr care a ocupat ani de zile funcții în tot felul de consilii naționale ale elevilor, eu nu știu că se ducă ăștia la școală. Ei merg numai la formare, după formare, după formare. De-aia vin și spun aberații. Spunea ăla, la un moment dat, el este student la Praga. Mare student, da? Praga este un centru pe politologie de mâna întâi, fără îndoială. Și el e și în Parlament și la Praga. Domne, ce pot ateii ăștia au și ceva de speriat. Castalie era și în fugă în Siberia și pe front apărătorul Rusiei. Cam așa. No, și ăsta a spus la un moment dat că preoții ortodoxi, care sunt niște fundamente, nu preoții, ortodoxi și fundamentaliști trebuie monitorizați de SRI, dau dreptate și eu sunt de acord, orice fundamentalist trebuie să stea la banca lui, să se roage, să se mai tempereze de acord, apropo de liber arbitru. Bă, dar să spui tu, să-mi aduce înaintea mea ca ortodox, numai materialul adversarului, să spui că ne-am săturat de cruciade și inchiziție. Serios, Gică, și cei la mine? E la colegii lui, dar noi la mine. E la ala de la dur, îl adoră toți, că merge prin insule, se întâlnește în Havana, prin aeroportul, că dacă intră, ce lecții de comunicare, serios? Așa e. Hello? La secția aia e faza cu cruciade, cu inchiziție, și nu vreau să fiu mai rău, că am prea mulți prieteni catolici ca să-i supăr, că mi-s dragi. Și apoi vine și spune că și dă două exemple ale arabilor. Îmi pare rău, sunt preot ortodox român, sunteți în marea majoritate ortodoxi români. Trebuie să le spunem băieților ăsta să nu mai, măcar ei să nu mai dea copy-paste la rici pogonici când ne apar. Că ăștia iau ce li se vinde în Occident de bun și ne pun pe nas aici. Și noi avem o știință. Care? Știința jumătății de adevăr. Care se cheamă pe românești minciunică. De avem liber arbitru. Să înțelegem când suntem proști. Deci Dumnezeu ne-a zis. Ca să evitați prostia, apăsați butonul liber arbitru. Ca să evitați prostia, apăsați butonul liber arbitru. În fiecare zi se aude de vreo, nu știu câte secunde sunt într-o zi, dar se aude. Cam din două secunde. Și Dumnezeu vorbește mai repede ca mine când suntem proști. Asta e clar. Mă simt vinovată că am amăgit un băiat, 2 ani, că o să am relații cu el, însă nu am făcut-o, sperând că o să mă accepte așa cum sunt. Cum pot să fac să-l uit? I-ai făcut cu atât de bi-bi-bi-bi? El vreau să fiu mireasă, nu nevastă. Bravo! Încearcă să-l uiți, pentru că
Nu merită să păstrăm în memorie oamenii care nu ne respectă valorile. Știți ce e greu? De ce e greu să te împaci cu dușmanii? Că ăștia de obicei dușmănesc valorile tale. Și atunci de ce să-i ții minte? Poate fi că. Că ăla de pe notul rădutele ești. M-ar rogat la Dumnezeu de mult timp să-mi trimite pe cea. Da, mult timp. Aveți aici după stivă, da, cam 20 de ani. Și acum în post am cunoscut pe cineva. Doamne, ajută! Vedeți ce-i cu un post, că luminează Dumnezeu. Întrebarea este mortală, ce cum îmi dau seama dacă e de la Dumnezeu să vă ispită din post. Păi nu să vă dau seama. Mai puțin din post, în două săptămâni te aprinzi. Vedeți cum se comportă după post? Și încercați să nu confundați darul lui Dumnezeu cu propria dumneavoastră frustrare că în post n-am putea primi ceva bun. Nu? Tendința este, oameni, și plecat în postul ăsta să-mi fac, să-mi termin lucrarea de master, dar oare nu este? Nu? Am de finalizat teza de licență. N-o fi ispită. E ispită. Și că ar trebui să mă duc la școală, dar oare nu ispită? Oare nu ispită să mă trezesc chiar la 8 dimineața de voia Domnului? Nu? Iubiți și veți vedea că iubirea se exprimă cel mai frumos în post. În viața mea Dumnezeu a lucrat frumos în ultima perioadă. Bravo lui Dumnezeu! Bravo! Îl felicităm pe Dumnezeu! Da? Și minună! Deci aș vrea să mă cunosc mai mult, ca să-L cunosc mai mult, să întâlnesc relația. Cum să fac aceasta? După cum scrieți, sunteți pe calea cea bună. Dar să știți că Dumnezeu se face vorbit în momentele în care se apropie norii, nu la răsăritul soarelui. Știți, țineți minte dimineața când te trezești la țară? Mă rog, noi suntem oameni de oraș. Deci când te trezești dimineața și auzi primele semne ale circulației. La țară, sigur că nu e vorba de trolele și tramvaie rapidice sau avioane care nu prea numeresc pista. Da? Și e vorba de bărsă. N-ai nevoie de glasul mamei pentru că simți mirosul micului dejun. Așa e și cu Dumnezeu în viața noastră. Prima dată îți dă câte o mireasmă de bună prietenie, apoi îți dă frumusețea unui trezir. Stați ușor, nu vă grăbiți, Dumnezeu se cunoaște de secole. Lumea se chinuie de mii de ani să-L cunoască pe Dumnezeu și nu prea iese. Cum să scap de păcatul lăcomiei? Oh, vă pot spune. Aveam un coleg, nu vă spun cum îl chema, foarte bun prieten, care nu se mai sătura de mâncare. În armată ne-a golit lăzile militare, în fiecare seară am crezut inițial că vorba de un șobolan. Când vă era un șobolit cu dinozaur. Care era cu dinozaur. Și ne-am unit toți băieții și am făcut mâncare atât de multă, atât de multă, încât el a crezut că o poate mânca pe toată și n-a făcut. Și degeaba a mâncat-o. A doua zi de dimineață, durie. Lăcomia se vindecă prin durere de suflet. Aduceți-vă aminte când mâncați, că sunt oameni care n-au ce mânca și spuneți, asta nu mănânc. Nu risipiți mâncarea. A nu te lăcomi înseamnă a nu risipi mâncarea. De exemplu, totdeauna românii când plecăm peste hotel, mă rog, unii români, nu este cazul persoanelor aici prezent, deci unii români și alți români, când merg peste hotare, tendința este când e bufetul la SD să-și pună mai multe pâine decât au nevoie. Să vă uitați, e clasic. Foamea de 40 de ani nu trece pe o generație. Paralele! Uitați-vă dimineața când, dacă mergeți la un restaurant, întotdeauna tendința este să mai lăsați-o în față, să fiți voi siguri că se vede că ați mâncat. Este un exercițiu atât des lăcomii. Dar lăcomia de mâncare e cea mai puțin periculoasă dintre toate, în ciuda faptului că naște alte afecte. Să ferească Dumnezeu de lăcomia de avutul aproapelui, de soția sau soțul aproapelui, de lăcomiile astea la alte, care nu sunt ușor detectabile. Acolo e greutatea. Noi avem DNA-ul cu asta se ocupă, cu tratarea lăcomiei.
Acolo o terapie specială, îi cheamă. Ați văzut o domnișoară care a invitat-o să joace crash candy cu doamna Căvești. Fiecare cum îl cheamă, așa îl cheamă. Știți? Asta e. Dacă nu te oprești, te opresc alții. Medicii, de exemplu, eu am văzut un om lacom de albocalmină. Am avut un dependent de albocalmină odată. Doamne, mă miram eu. Ăla vorbea cu ești pe albocalmină. Pac, mai se facă. Băi, 2 ani de zile i-a luat să se lasă de albocalmină. Parolul de noi, să zice, a, părinte, serios. Era chiar un perfect ăsta. Și nu durea nimic decât locomia lui. Sigur, cafeaua e bine cu cantată. Și duminica aceasta ar trebui să mă împărtășesc, dar nici pe departe nu a fost un bun creștin. Ah, păi dacă stați până să fiți bun creștin, o să vă prindă parusia cu gura căscată. Măi, oameni, ieșiți din flecuștețe media. Păi, oameni, iertați-mă. Scoateți alții bildurile astea cu... Noi nu ne împărtășim că suntem niște creștini buni. Noi ne împărtășim pentru că Hristos e un Dumnezeu bun. Voi nu vedeți ce disponibil e Hristos? Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste vă rog. Una dintre ei aveți, Doamne, dacă nu ne aveți pe toate trei. Da? Dar vă rog eu frumos, nu vă pocăiți anatoda. Să stați, ia că tot zicea, părinte, astăzi pot vorbi că mă împărtășesc. Nu. Mi-a mai zis odată, nu mai știu la ce conferință, mă împărt că la Botoșani mi-a zis, și părinte, vorbiți cam mult pentru post. Păi dacă m-ați chemat să postim, cam mai. Îți facem toți sarmale cu pilat. Adică sunt modul, de exemplu, dacă vreți să intrați în, în comuniune cu Hristosul cu care vă împărtășiți, faceți gestul Hristosului pe care cu care vă împărtășiți. Și am spus în catedrală. Noi nu facem gestul dintr-un mama, noi facem gestul din Dumnezeu. Serios, uitați-vă, atâta ne dă un nevătus. Fai, ce am fost la un seminar și am dat un răspuns inteligent profesorului. Băi, Gică, să ne rămânim. Răspunsul inteligent a dat numai Hristos. Noi, auzindu-L pe El cum vorbește, conștientizăm că și răspunsul nostru se apropie de ale Lui. Amin. Deci, baza e Hristos. Acum să ne pocăim. Sunt mii de feluri de a te pocăi, miliarde, combinări de un infinit, luate de un infinit de ori. Cădea pentru fiecare om în parte, Hristos are un zâmbet special. Pentru fiecare dintre noi în parte are o mână care se întinde, pentru fiecare dintre noi în parte are un sărut special. Au, Hristos e cu mitraliera, e tanchist, e cu grenade la brâu. Îl învățăm pe președinte cum să se poarte, poia de la... Păi, o lecție. Biserica are o singură lecție de dat. Hristos. Restul sunt orgoliile noastre puse în joc. Eu însumi, nu că mă speculez, m-a pus pe mine însumi de orgoliu când răspund. De-aia am făcut semnul, nu sunt vocea bisericii. Eu sunt costică, popă bătut în cap, care din când în când zic câte un lucru bun. Eu am conștiința asta. Pocăiți-vă înțelegând care vă este locul în societate. Toată îl dă zberere, să se zberească, că tu dai cu scuipatul și o să dă zberească, beire. Dar, în mintea mea, răsună tot timpul cuvântului Sfântului Părintelui Sfântului. Mitropolitul Nicolae Gladu, care spunea că smerii înseamnă să înțelegi care e locul tău și responsabilitatea ta în raport cu misiunea care ți-a dat cu Hristos. Cu Hristos. Am eu o doamnă la noi acolo, care tot timpul îmi dă lecții popilor ce au de făcut și în spate. Mă atrage, du-te acolo la sectorul unde te pricep matale. Că dacă eu zic prostia dumitale cu voce tare, am altă responsabilitate și mă bate Dumnezeu. Deci uneori, prin responsabilitatea pe care o ai patriot, e de preferat să taci în fața oricărui atac. Am 22 de ani, sunt student la facultate cu standarde foarte ridicate și am renunțat la foarte multe pentru a face față cu scopul de a reuși să facem o bună viața mea. Cu toate acestea, am mai multe nereușite decât realizări și mi-e teamă că mă apropii de marginea unei prăpăste. Ce să fac să nu pierd nădejdea? Oare toate nereușitele mele sunt în stând de la Dumnezeu că nu mi-e loc aici? Nu. Uneori, eu am mai spus odată că nașul meu e din Ciucea. Și acolo curge un râu. Și când râdea tot timpul că tatăl său, care a făcut primul război mondial și al doilea, îi zicea, băi, Valer, că de acolo e Valerul meu, de la Ciucea. Ce băi, Valer, nu te întinde tot în tău, că nu-i tău, e tot al tău.
Poate că nu v-ați consiliat corect, poate că e locul dumneavoastră, dar nici nu știți ce bine vă e acolo. Că ne trebuie să pierdem ceva ca să învățăm cât de bine ne este. Asta e lecția cea mai grea pe care o trăim. Biserica ca ideea spre pereți și ca ideea sunt lângă noi de obicei. Sunt lucruri în viață pe care nu ne ies standard. Hristos nu iubește standardele. Nu iubește bările, da? Cu cifre. Hristos are un mod de a cântări lucrurile noastre. Încercați să vă gândiți la libertatea pe care v-a dat-o Mântuitorul de a putea întoarce spatele unei cariere care nu vă reprezintă. Cum să-l aduc pe prietenul meu la Hristos? De mână. Hello, my friend. I want to present you Jesus. Zice, în esența lui, în esența lui. Deci, l-ai cunoscut în esența. Am înțeles. E un om minunat la față de preoți și biserică are anumite reținere. Nu, ce să-i faci om? Nu-i musai să-i fie simpatici toți bărboșii din biserică. Uite de la mine și face cum am. Uite ce sunt. Cum să ne iubească? Învățați-l că sunteți parte integrantă a bisericii. Dacă vă iubește pe Dumnezeu, dumneavoastră iubește și fărămița asta mică de biserică pe care o reprezentați. Noi toți reprezentăm niște fărămițe mici de Doamne Doamne. Și nu trageți la biserică. Nu trageți. Faceți-i cunoștință cu Iisus Hristos. Exact cum zice. Hello? Da? E de preferat decât cu preoții. Părinte, îndrăgesc mult un băiat cu minte. Bravo! El mă salută de fiecare dată când mă vede. Și că dar rămâne doar la stadiul ăsta de grădiniță. Domnișoare, de loc cum nu s-o mergați, dar la grădiniță ne salutam stând o liță pe o liță. Grijă mare! Grijă mare! Deci este iar o atitudine dată. Dacă simțiți că chiar așa cu minte și cu un băiat, numai să nu lăsați după aia. Că s-ar putea să fie cu minte și în alte stadii de cunoaștere, unde dumneavoastră aveți o cunoaștere transdisciplinară. Și să nu vă dezamăgească cu mințenia lui. Dacă e cu minte, lăsați-l că poate cheamă o chemare mai înaltă decât doar să vă răspundă la apelul dumneavoastră, la stimul dumneavoastră. Prejudicat? Ce cu ce se ocupă Dumnezeu și ce are prevăzut în fișa apostului. Deci Dumnezeu se ocupă în fiecare clip a existenței sale cu lucrurile esențiale. Nu are fișă de post pentru că fișa apostului este o invenție mai nouă. E făcută pentru postul, prostul, știți cam așa. Deci vreau să spun că pentru mine a limitat pe Dumnezeu la o glumiță și la o fișă de post e plăcut, dar se vădește că glumim prea mult cu lucrurile importante. M-a întrebat odată unul, ce face Dumnezeu? Știți că e poanta aia, cu ce se ocupă Dumnezeu când nu poate ridica ceva mai greu decât el? Mai tare? Da, mă dau decât deja. Nu vreau ce să te faci, nu du-te acolo. Nu se face seminar. Eu, un prieten de-al meu preot, dar să nu o socotez răspuns la prima întrebare, răspunde, se ocupă cu proștii care întreabă prostii. Și le dă câte o greutate să vadă cu mine. Fiți atenți, ce-i mai mare, o greutate de o tonă de fier sau o inimă grea dimineața când mergi la un examen la care n-ai învățat nimic? A? În câte dimineți n-ați trage o tonă de fier pe care te vadă? Biochimie. Când se convine să țină nunta? Taina cum e sâmbăta sau duminica? Mă, nu un post, da? Nu un post. La oricum, la Cluj ați devenit renumiți. Că nunta se ține când e goală sala. Deci când începem cu acest lucru, dar când avem sală, părinte, nu bun, Doamne, ajută! Nu mai cântăm de Doamne vie, de Doamne săl. Și când, uite, avem nevoie de una, stăm pe oamenii sărași. E bine. În general, e bine, foarte bine, este duminica. Mai ales într-o duminică care are lunea liberă. Deci, deși mă spovedesc lunar de mai bine de un an,
tot nu am convingerea că spovedania e o sfântă taie. Păi, repetabilitatea nu înseamnă inteligență, neapărat. Faptul că repetăm un gest fără să înțelegem conținutul, nu ne ajută să înțelegem conținutul. Dar e prima cale de a înțelege. Am să vă spun, cum să nu fie taină spovedania? Când Hristos, Domnul, adresează marea majoritate a răspunsurilor la întrebările grele doar față către față cu cei care intervievează. Cine poate să ne spună cum șușopea Hristos cu Maica Domnului când Maica Domnului făcea clătite? Credeți că noi am făcut clătite? Care era, de exemplu, modul în care Mântuitorul Hristos vorbea cu cățelușul răpănos din curte? Cu gherăită sau cu... Cum nu fi? Zoarele. Chiar credeți că n-a avut Mântuitorul zoarele? Adică, nu vă închipuiți că Mântuitorul este un marțian rămas pe Marte. Da? E un om, mă rog, s-a comportat între noi cu toate atributele unui om. Este o taină, pentru că în taina spovedanii nu primim doar iertare, ci și învățăm să iertăm. Atunci vei ști că este o taină spovedania, când ieșim de la spovedanie, veți avea și puterea să iertați mai departe în nume propriu și în numele Lui Dumnezeu. Cum ar trebui să se pregătească un viitor preot pentru slujirea în parohie, având în vedere lumea tot mai pornită împotriva bisericii și slujitorii de mâine? Toate facultățile de teologie vor avea un baston de cauciuc, cască, mască antigaz, rucsac cu 3-4 focoase și în jurul bisericii va fi tranșee. Măi, oameni buni, uitați-vă ce frumoasă e biserica. Nu vă uitați la știrile despre biserică. Da? Nu. N-are nimeni cu noi nimic. Vorba aceea. Nu am moarte cu tine nimic. N-are nimic. Numai noi tot mergem complot în sus, complot în jos. E compot. În sensul că se amestecă prunele ideologice cu caisele esteticului mincinos. Dar noi asta se întâmplă. Noi se dă să avem compot în loc de alimentație, corect. Fiți foarte atenți. Nu, e frumos în parohie. Și când te înjură credincioși. Un fapt credincioși și tăi, nu fă casă credincioși. The science. Vine către unul, zici că toată țăi vine din distilărie, soasele lui, așa. O stare de vertebralitate, așa, pură. Evrei, păi, te înjură, te faci în toată. A doua zi dimineața, cine credeți că stă la ușă? Păi, de să mai ți la îmbea de toată. Ce să ieși? Tot să n-ai tot de o pahară la băut. O penticostală ne-a acuzat că permite nunta unor persoane care și-au unit trupuri de dinainte. Sau cununăm femei însărcinate. La ei, biserica, nu se permite așa ceva. No! Never, ever, ever, ever! Și că nu știu ce să-i răspunzi. Păi ce să răspunzi la un film de genul ăsta? Oamenii sunt oameni. Noi nu cununăm păcătoși, ne cununăm oameni. Noi zicem, se cunună purul lui Dumnezeu, robul cel pur și strălucitor, Gheorghe, cu roaba lui Dumnezeu cea strălucitoare. Mă sper că nu tot Gheorghe, ca la Norvegie. Nu se permite, dar din toate alunecările din ortodoxie s-au născut neoprotestantismele și toate ereziile actuale care hirotonesc tot felul de performanți în sexualitate. Dacă doi logodnici își păstrează curăția tuturor, dar locuiesc împreună, sunt taine care le vor pierde. Depinde ce taine împărtășesc. Grijă că și băutul mult de suc dăunează grav sănătății. Credeți în despărțire din dragoste, jertfă unul pentru unul. Poate că undeva în generațiile bunicilor noștri este existau. Dar noi sunt așa. Să-ți arăt ce super eu sunt eu acum. Între timp am mai cunoscut vreo 15, 20, 30 de colege. Dar eu mă despart de tine ca să-ți dau libertatea să te duci tu. Nu, cred că singura jertfă care poate fi cântărită ca atare din punctul meu de vedere este ceea ce au făcut soldații români în urmă război. Doar acolo soldații, când mergeau la război, știau că renunță la iubire de acasă pentru o iubire mai mare care se cheamă România. Care se cheamă România.
astăzi câți au lăsat iubirile de acasă, soapele iubirea cea mare, România. Mă înălbatem cu tancurile la internet. Ai pe, mă, ce curăși facem, plătim pițule la chinezi. Asta s-a pierdut de fapt. Dar știți ce este mai important? Că iubirile rămase acasă au continuat să aștepte întoarcerea iubirilor care au plecat. Suntem țara din Europa cu cele mai multe văduve de război nemeritate. Nu o să scrie niciodată în manual de istorie. Știți unde se vede asta? În pomenicile de la biserică. Biserica păstrează pe hârtiile astea înjurate de liberi gânditori și de schimbiști ăștia. Toate înjurăturile, acolo se vedește. Eu, în memoria satelor românești, se păstrează zeci de morminte de văduve de război, dar care au trecut și pe cruce și numele soțului care a plecat. Semn că nu-i moarte să despartă iubirile. Atât. Restul jertfenicii, hai. Nu mai bem o cafea, bem o jumătate. Cum e mai bine? Să iubești cu sufletul sau cu capul? Bă! Acest sufletul n-are cap. Sorry. Aveți să învați operațiunea chiar așa, turnată de un fir roșu. Numai la unii președința României a fost legată, turnată de un fir roșu legat de Moscova, da? La noi, la muritorii de rând. Ce spuneți-ne câteva cuvinte despre Părintele Neonil de la Frăsinei. Vai, despre omul acesta, sper să învățăm să scriem acatiste cândva. Deci noi ne-am lansat noi pe niște sfinți, ne-am obsedat noi. Cel unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-a avut biserica. Deci noaptea lui, Părintele Neonil a fost stareț la Frăsinei. La mănăstirea aceea unde nu intră femeile, că sunt misogini ortodoxi, da? E o doamnă care spune pe internet, nu vă spun cine, că s-a pupat pe coridoarele Parlamentului cu parlamentarul nostru Zen. Da? Și spunea pe Facebook-ul dânse, nu m-am mai uitat dacă mai spune, dar oricum, e interesant că spune că visul vieții este ca în 2016 să-și facă o fotografie în pronaosul, în naosul și în altarul de la Frăsinei. Unii vorbesc că au văzut sufletele oamenilor după moarte mergând în Frăsinei și... Nu știu ce cer. Când vrei să patrocorești chiar așa, lumea, normal că se naște, a spus că la modă este să fim acuzați că suntem fundamentaliști. De vreo câțiva ani buni lovesc în același loc. Noi nu suntem din fier forjat. Noi și nu suntem oameni. În ciuda faptului că ne fac măgari, ne fac cretini, ne fac dobitoci. Cum ar fi eu să merg în casa ei și să fac poze cu picioarele în chiuvete în timp ce ea spală vasă? Să-mi stop cioraie. Este normal ca un băiat să fie foarte tăcut, sfios, neîncrezător și sensibil. Na, e de internat asta. Cum ar putea fi un astfel de om normal? Ați mai văzut undeva? Rămâneți după conferință. Trebuie să luăm o sucă. Cum să fie normal? Ați obișnuit cu ăsta care suflă nasul pe sub braț, așa. Vorbesc ca ginecologe, de zici că toți ești mare. Fi serios. Sigur că e normal. Sfioșenia să nu bată capacitatea lui de luptă ca om, dar asta e atât mâncat de percepție. Este bine ca tinerii căsătorii să lucrească în aceeași casă cu părinții băiatului. Never, ever. Repede, fugă, luați taxiul, mașină. Sigur că suntem într-o criză financiară. Și ne putem permite să oferim copiilor noștri case, dar putea să-i ajutăm să-și plătească chirie. Adică e bine să punem vasele soacrei să nu fie una cu vasele nore. Că una e soacra în vase și alta noră în vase. Da? Da? Asta vă mai lipsește, Doamne. Dacă am gânduri serioase pe o fată, în sensul că o ajuta să scrie teza de licență. După cât timp ar trebui să ne căsătorim? Depinde. Eu zic, dacă aveți gânduri serioase, să nu cădeți pe gânduri. Zice, ce ați alege într-o căsătorie fragedă? Doamne! Bă, doamne, eu cu Ciprian, Ciprian ne-a trecut pe tine. Să căutăm un monah să răspundem. Într-o la imaturitate.
care are toate șansele să epuizeze și relațiile sexuale premaritale. Bă, nu știu. Nu pot trăi scenarii. Mulțam Domnului că n-am avut această șansă. Deci nu mă puneți într-o situație pe care n-am trăit-o și n-am să o trăiesc. Deși budist fiind, poate la reîncarnarea lui. Băi copii, nu mai gândiți că era viestezișii. Este limpede că atunci când iubirea se împlinește, Dumnezeu face ca tot cosmosul întreg să-și dea mână să se împlinească iubirea. Trebuie cu prostiile, cu scenarii de bibilici la desene animate. Sunteți prostii. De ce vă uitați la desene animate sau vă trăiți vieții? S-ar fi, dacă ar fi, cât ar fi, dacă o fi. Și foaie verde, stâmpa pe curge în beci. Ce treabă? Ce treabă asta? Trebuiesc cu metaforele. Ajung că scriitorii noștri mari fac metafore. Poporul de rând nu e capabil să înțeleagă metaforele. Părinte, cum să găsim persoana potrivită pentru căsătorie? M-am tot rugat lui Dumnezeu, dar sărat, n-are marsupiu cu băieții de treabă, pe cuvânt. Deschideți ochii, vorbiți, Dumnezeu de mare. Nu s-a schimbat nimic, vă scrie și eu. Vă dați seama, Agenția Matrimonială Sfânta Trăimii. Băi, nu mai cer acest lucru. Dacă cereți un lucru să vă căsătoriți, nu-l cereți, da? Dacă e un băiat, continuați. Domnul îi place să fie rugat, dar faceți ceva. E, știți, omul când se căsătorește, nu e în dependență. Deci Dumnezeu însuși are nevoie de daul nostru ca să ne cunoaștem. Noi cunoaștem două dauri acolo la Părinie. Doamne, sper să nu vă cadă vreun trăză. Ai luat 2400 de volți, du-te și ia-l pe ăla, că la 3600 a fost. Te închid. Cum putem să ne ferim de desfrânare? Cu frânații. Nu ne putem feri noi de desfrânare. Închideți laptopul numai întoarce pe porcării. Încercați să nu mai stați până noaptea târziu gând excitante de la 7:30 la 11:30. Încercați să vorbiți când aveți nevoie să comunicați cu cineva. Dacă simțiți că tovarășii formării au luat o razma spre etica socialistă, scoateți-i în parc, plimbați-i, alergați-i, dați cu ei de pământ, că doar de azi metani în biserică. Da? Și dacă niciodată nu iese, mai încerc. Sigur că nu sunteți niște roboți. Uneori ne iese, altfel nu ne iese, dar evitați motivele de desfrânare. Stai, stăteam în mijlocul butoiului cu care aici de doare. Cum să le faci să mă lască de băut? Păi, Gică, nu acolo te lași de băut. Ești! Ești! Ce părere aveți despre musulmanii care ard icoanele din biserici în Grecia? Dar de felul în care aceștia au ucis creștini. Tu cum să ai părere, mă, despre asta? Să te spun eu. Ce vreți să-i binecuvântezi? Doamne, ce trebuie părere? Ce părere am? Ce părere asta? Să spun că sunt niște binecuvântați, lăsați. Nu, da, eu vă întreb ce părere aveți despre musulman care le face mormântul Mântuitorului la Ierusalim. În încercarea de a mai șterge ceva din păcatele religionarilor săi. În timp ce mari ortodoxi din România nu pot să ajute nici cu un catedral al Mântuirii din ea. Mulțumesc. Da? Deci, pe de-o parte, avem musulmani care ard icoane și ucid, fără îndoială. De altă parte, avem Semiluna Roșie care intervine după căderi de bombe și după care salvează oamenii. Și avem un musulman, nu? The King of Jordania, care s-a dus să refacă Biserica Sfântului Mormon. Hello? Dumnezeu ăsta e ciudat. Nu mai înțelegi nimic. Nu? Nu judecați națiunile. Fiți cu minți. Eu am stat de vorbă cu niște sirieni care sunt foarte apropiați sufletește. Fetele unui medic din Siria și m-a spus că pentru ei, până la izbunirea războiului, nu era nicio problemă în sala de clasă. După aceea nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat. Deci nu puteau să revină ochilor să creadă că proprii lor colegi sunt aceiași care decapitează, taie și violează. Nu le vreau să creadă. Au scăpat ca prin urechile.
Am un păcat pe care din teamă, lașitate și rușine nu am putut mărturisi duhovnic. N-am spovedit o nealtă, dar simt că sunt în minciună. Și pe făcătorie de fiecare dată când o spovedesc duhovnicul. Ce pot să fac? Faceți-vă curaj. Faceți-vă curaj. Luați-vă inima în dinți. Nu mă rog, chiar în dinți. De ce și cum trebuie să ne vedem drept cei mai rei dintre oameni în fața lui Dumnezeu? Teo, dragă, nu trebuie să te vezi cel mai rău om. Uite-te în oglindă. Nu ești cel mai rău om din lume. Nu asta și cel de Hristos. Trebuie să înțelegem, toți trebuie să înțelegem, că Hristos ne vede pe toți ca un potier de milostivire. Ca un potier în care se revarsă mila Lui. Și strălucim în lumina milei Lui. Nu suntem un popor de handicapați. Nici nu putem trăi filocalic toți. Nu mâncăm pateric pe pâine. Trebuie să ne trăim viețile noastre în limitele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție și ne încăduie să trăim cu ele mai departe spre împărăția lui Dumnezeu. Și să faci pe prost tot timpul, știți că se poate întâmpla să rămâi așa. Cum să găsim liniștea într-o relație? Într-o relație de servicii. Da? Într-o relație de negoțătorie. Întotdeauna liniștea se câștigă lăsând de la tine. Iertând mai des. Să credem în vrăjitor și farmece. Păi cum să nu? Dar sunt la biserica asta, domn frate. Cum să credeți, mă, în vrăjitor? Deci auziți ce spune Hristos. Deci biserica vă îndeamnă nici în preot să nu credeți. Și în Evanghelia lui Hristos pe care o vesteți. Voi mă întrebați de baba Omida și următoarele? Omida 1, Omida 2, Omida 3, se-i spune adesea, nimic nu e întâmplător. Atunci să mai caut un băiat sau mă găsește el. Întâmplător vorbind, cred că trebuie să faceți ce vreți. Nu există o rețetă la asta. Și obsesie să vă măritați, în real, vă văd în măritate. Ne-am lăsat prostiți de ideea că e musai în timpul facultății imediat să vă măritați. Hello, girls, look at me. Noi nu ne căsătorim, nu ne cununăm. Vreau să folosesc cuvântul corect, că dacă mai am gândit pe la contracte cu cheia franceză, norvegiană, bruseleză, 7-5-6. Noi nu ne cununăm decât în momentul în care cununiile noastre vin din cer. Punct. Sigur, Dumnezeu va rândui un mire. Nu spun să-l așteptați, dar lucrați la propria voastră miresie. Învățați să străluciți, să fiți lumină. Și va veni la lumină. Asta e cea mai simplă soluție. Eu întotdeauna când fac boteză, după botez, pup bebelusul sau bebelusa și le spun, zic că puteți săruta mirele Domnului. Sau puteți săruta mirea sa, felicitați-o. Și să ne rugăm ca undeva Dumnezeu să fie născut deja mireasă sau mirele Lui. Acolo, la botez, e taină. Mai vorbesc și voi cu preoții, nu? Fac o rugăciune acolo. Când mă distrează ăștia cu dezlegarea de cununii, mă omoară cu ziua. Domne, îi miroase gura atotunii, că ridică brațul, cade jumate de oraș. Zice că-i cununia legată. Nu, Domne! Nu, dar cine să te pupă dacă pupuți la canal, Doamne? Pă bune! Acum, normal, bine că au mai scos tutunul cât de cât din traficul organic al țării. Există o limită de la care și economie sudată. I-am zis, părintele, că nici nu mai vorbim fără un grup electrogen la fiecare biserică de acum. O investiție a cine știe că le-i fi, să mai desfacem din cununii. Dacă am alergat popii cu electrogenul, ce putem face pentru o persoană dragă care suferă de o boală? Îngrijiți-o. Îngrijiți-o, stați aproape, cântați, vorbiți, nu o lăsați singură. Să știți că există un risc al pedagogiei prin izolarea acelui bărnat. Nu, dacă vreți să fiți desăvârșiți, ne ajută oameni, stați în ei. Zice, mă întreabă cineva că a văzut video-ul cu pastorul Pustan. Credeți că vom reuși să lăsăm jos prejudecățile și să fim uniți în Hristos?
Uite, Coaliția pentru Familie a dovedit că pe anumite subiecte putem fi. Dar mai uitați-vă o dată la video, că nu vorbesc despre unitate acolo. Mai uitați-vă o dată la mesajul meu de acolo. Unitatea nu se face unii de rământ și alții bătăm din palme, că noi dărâmăm și suntem așa de asemănători în dărâmături de care le-am creat. Unitatea se face construind împreună. Repet, ora de religie și Coaliția pentru Familie cu cele 3 milioane și un pic de semnături dovedesc că românii pot să-și trăiască Evanghelia ca o lege națională. Asta e foarte important. De asta au și speriat, să știți. Dacă auziți țipând și urlând șacalii, i-a ars faptul că 3 milioane de oameni au semnat că nu primim șacalii. V-ați gândit să vă faceți actor de stand-up comedy? De nemaraton. Deci, când obosesc de multe lucruri, să știți că da. Mă gândeam, mamă, câți bani făceam acolo. Popii nu se gândesc decât la bani. Știm noi. Nu mi-ar fi ieșit, pentru că am o memorie foarte proastă. Serios. Nu rețin foarte ușor lucrurile. Ce părere aveți despre căsătoria între doi oameni cu religie diferită? Cu religie sau confesiune diferită? Dacă vorbim de un catolic cu o greco-catolică, nu cred că e o problemă. Un catolic cu ortodoxă sau nu? Mai e negociat. Dacă când auzi de o doamnă care e ortodoxă, care se mărită cu un hindus, care, sau cu un musulman, fiind nevasta 15-16, nu vă dați seama ce înseamnă să trăiești în altă tradiție decât cea care ai fost educat să trăiești. Ca și cum ai trăit fără o mână. Eu m-am uitat, a fost un val așa de entuziasm în anii 90. Nu când zicea la zi, vai. Da? Să mă înțelegeți bine, n-am nimic împotriva niciunei alte religii. Ferească Dumnezeu. Sunt convins că în Cluj, în Timișoara, în Sibiu, sunt niște musulmani de treabă cum n-avem noi ortodoxi, deci ca sfărăitori. Ideea este că și pentru ei și pentru ceilalți foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Din nu știu cum să zic, din nefericirea fericirii, dragostea nu ține cont de asta. Te-a pălit. Există o singură confesiune. El sau ea. Ei celălalt devine religia ta. Aici deja e foarte greu. Ne rugăm. Încă ne chemăm pentru ce chemați, Domnul să ne rugăm. Părinte, aș dori să fiu preot de asta. Doamne, ajută, că nu știu ce vreau. Aș putea să fiu prieten al unui teolog. Asta nu înseamnă că ești nu să ai preot de asta. Povestește ce a pierdut și ce aș vrea. Ar vrea să mai încep. Și ați început prin nefericire. M-a schimbat mult de atunci, sigur, cred că da. Problema nu este dacă suntem buni de preoți sau nu suntem buni de preoți, dacă suntem buni de preoțe sau nu suntem buni de preoțe. Important este dacă sunteți bună de soția băiatului ăla, iar băiatul e bun de soțul dumneavoastră. Și dați drumul înainte. Mie asta îmi place în biserică. Ne putem mântui și de la ușă. Nu-i musai să stăm toți lipiți de piciorul Sfintei Mese. Părinte, ați spus mai înainte, fiecare dintre noi este o fărămiță a bisericii. Asta nu înseamnă că fără noi nu există Dumnezeu. Și o întrebare așa, retorică. Dumnezeu există fără îndoială și fără noi, pentru că trupul lui cel tainic suntem fiecare dintre noi în parte ca modulare. Dar El e capul. Biserica n-ar exista fără Dumnezeu. Deci capul acestor modulare multe strânse una în alta e Hristos. Și ați văzut ce se întâmplă, că în capul nu este bun. Facem stadioane fără copertină, o punem în artificii, creăm cel mai mare spațiu intelectual din Europa este învățământul românesc. Cred că avem mai mulți elevi decât copii. Este păcat să dorm cu un băiat fără să se întâmple nimic? Asta nu știți. Da, e ciudat că nici n-am zis da. Păcatul este acea parte din activitatea noastră
viețuirea noastră care ne rupe de Dumnezeu. Ați simțit că v-ați rupt de Dumnezeu sau că iubiți și mai mult băiatul că va respecta somnul? Dar grijă, somnul rațiunii naște moști. Da? Elenor naște copii. De ce decid părinții noștri să ne botezăm când suntem mici? De aceea numai ca Domnul i-a ales pentru Iisus, ci El însuși. Serios? Ați fost de față? După Scriptură nu-i chiar așa. După Scriptură părinții duc la temi, părinții pun numele, părinții duc la tăiat împrejur. Că așa era tradiția atunci. A, nu vreți să vă botezați? Cine vă oprește? Oricum, eu văd câte unii care îmi spun ce știți, părinte, eu și preferat să mă botez mare. Le zic, la cum te compoți, cred că ar mai trebui să te boteze. Nu vi se pare interesant că ne vorbesc despre botezul la maturitate, cei care nu s-au botezat când erau mici? Ce treabă au ei cu mine? Eu când m-am botezat, mama mă, cum am făcut stejar extremă urgență, că murea prostul. De câte scăpați voi dacă vedeam colci la tine? Da? Asta e. Sunt copii, tot timpul pentru mine copiii sunt într-o stare de urgență. Eu am văzut foarte mulți părinți care au spus, nu botez copilul, fain, și niciodată, până la primul 42. Temperatură. Băi, nene, te căutau aia distrat. Băi, de ce faceți? Doamne, aștept să crească mare. Nu putem să fii cinci. Eu cred că e un ajutor dat părinților boteze pentru copii. Fără de mine. Cum îl chem dacă nu-l botezi? Bebe? Cât să ne-ai bebe? 80. Bibiță, hai la mama să-ți dea capucină fierbinte. Ia fiind bebiță. Din punctul meu de vedere, există o libertate absolută. Eu am botezat și oameni maturi, și copii, și bătrâni. Am botezat muribunzi. Totul e bine pe mine. Biserica e frumoasă. Nu refuză pe nimeni. Părinții mei nu sunt de acord cu prietenul meu. Nici eu. Eu îi iubesc foarte mult, dar mi-e frică să nu greșesc. Ce să fac? Păi să nu greșiți. Mai testați-l, mai ispitiți-l. Nu ispitiți. Încercați să vorbiți, lămâriți-vă, întrebați, dialogați. Toată România începe. Suntem într-o criză de comunicare. Bine, mă, cită. Ce conține cuvântul comunicare? Pentru fiecare comunicare înseamnă altceva. Nu? Era într-un sat din Ardeal, la Lisa, pe tot mi-au scris disenii, să nu mai duc de la ea să merg. Face părintele niște mititei. Niște prăjituri. Și la un moment dat, în satul respectiv era un nene foarte tăcut, apropo de băieți tăcuți, sinceri, cu minți, tăștă, handicapat. Și la un moment dat, tantul nu se oprea ca mine acum, știți? Și îl întreabă părintele, care a ajuns acum mitropolitul nostru, zice, măi, nene, animatare, cum faci de rezist? Ce simplu părinte, zice, dimineața, tac eu, după masa vorbește ea. Că un creștin sceptic mă întreabă ce preferă Dumnezeu, lemnul și spațiile mici sau Catedrala Mântuirii Neamului. Când o să ieșiți din scepticism, o să vă răspund. Știți că scepticilor nu ai voie să le răspunzi. Ei trebuie să rămână în stradă sceptici. Este forma lor filozofică. Nu vreau să vă stric scepticismul. O să aflăm. O să aflăm. Părinte, dumneavoastră, ce credeți? Animalele au suflet. Mama mai spunea de câteodată, porcule. Dar vreți? Vreți? Ce vreți? N-ați pe coajă niciodată? Hai să fim serios. Fiecare a fost, ba o pasăre, ba un animal din curte, profesori de câte ori mi-au făcut creier de găină, oaie, neagră și altele, nu? Acum nu mai e așa. Doamne, vedea. Ce frumoasă era școala. Când auzea așa, băi, tâmpitule din cămânică. Te trezeai la realitate. Acum nu se mai atrage nimeni. Atenția că ești tâmpit. Crezi că ești licențiat. Doamne, ce frumusețe. Animalele nu cred că au suflet ca omul. Au un suflet fără spirit, dacă vreți. Dar asta nu înseamnă că trebuie mai puțin respectată. Tot ceea ce este creația lui Dumnezeu trebuie respectat ca fiind un dar al lui Dumnezeu. E clar că mângâie sufletul, ne bucură cu prezența, unele ne bucură de le rup. Dar, cred că pe animalele au stricat oamenii. Erau mult mai sincere înaintea animalelor.
mult mai sincer. Erau mai puține și mai sincer. Cum poți să uiți o persoană de care m-am amat așa, chiar dacă aceasta mă contactează doar și amintește de mine sau când are nevoie de mine? Bine ați venit, așa e orice treabă. Noi întotdeauna suntem chemați numai la urgență și suntem, cum ai zis? Ne contactează doar când își amintesc de noi. Bine ați venit. Nu o să uitați, că văd că vă place să vă aduceți aminte. E un fel de tors, așa, pe cuptorul umilinței personale. Cum m-a lăsat! Dacă un profesor se comportă rău cu noi la clasă, noi cum ar trebui să ne comportăm cu el? Da, capul meu, filmați-i și puneți-i pe Facebook. Se poate. Dați-l într-un studio de televiziune. Se poate. Sunt limite de la care un profesor când depășește cu răutatea lui intelectul lui, trebuie amendat. Se iau copii albă, se scrie subsemnații, elevi de clasă cu tare, aducem la cunoștința doamnei directoare, că suntem supuși unei hărțuiri continue de personajul sau de persoană. Trebuie să scrieți, vorbiți, comunicați. Există, oricum aveți la numele la care s-a apelat că mi s-a făcut frică. Eu tot îi șterg din memorie de filmul, să nu rămân într-un lucru. Da, am înțeles că și părinții pot fi trași de ureche și ați văzut că în țările lor duce iubitoare de dreptate, solidaritate și frăție, se întâmplă chiar să-ți ia copilul de la sân, dacă nu știu. Dar profesorii trebuie atenționați. Eu, din punctul meu de vedere, când mă atenționează un student că a încălcat pe bec, mă pocăiesc pe bune. N-am niciun chef să-i supăr pe oameni, dar chiar niciun. Pot să vă vând și fontul elevilor mei și unor colegii mei care, când au fost făcuți tâmpiți, s-au ridicat în picioare și au plecat din clasă. Ce faceți? Cine e tâmpiți să rămână în clasă? Păi nu, da? Pe bun. Dar am auzit chiar un profesor de religie că să faci pe copii dobitoc și tâmpiți, așa, o mângâiere, așa. La ei așa se poate. Dar nu în mediul public. Depinde și tonul care o zici. Și aveam un profesor, un maestru, știți că pe vremea mea ne învățau să găurim, dădeam cu pila, pilă, motoram șpanul prin secție. Eram niște proști, ne-au educat prost comuniștii ăștia. Și la un moment dat aveam un maestru, mare țuicar, mare, tot respectul, cel mai fain țuicar care a avut. Nu înjura, nu se certa, dar când se pilea, aveam păi, tâmpiții mei dragi, unde te topea ăla? Decât să zică, de exemplu, dragii mei, firații dragii mei, decât să zică așa. Tonul face muzica, nu? Cum se poate scoate o persoană din depresie și închide-le în sine? De ce se părinte la vârsta de nou? Cum pot să fac să se deschidă? Nu încercați că nu vă iese, vă prindeți degetele, nu știu care încercați să deschideți. Nu? Cereți ajutor. Întrebați. Sunt oameni specializați pe deschisul ușilor. Sunt un bărbat de 8 ani. Cum? Sunt un... Nu știu. Băiat de 8 ani? Nu știu ce. Sunt cu un băiat de 8 ani. Sper că e o fată. Că vrea să ne căsătorim. Eu nu simt că este The On. Apoi doară The On. E mic negru și stă la casa albă. Vă oameni acolo, veniți-vă în fie. Am tot încercat să-mi găsesc la cineva, Doamne, săracul băiat. Băi, băiete, spune-i băiatului să te lasă. Spune că nu-i zonul tău, dă-i drumul omului să fie liber. Nu vă bată zonul de oameni care vă iubesc. Vă rog, domnul. Întrebare. Ce este smerenia? Second class este smerenia? Second class. Second class. Viitorul burjelarat la București este smerenia. Ce întrebări smerite am primit aici. Dumnezeu nu stă în clădiri de lemn sau beton. Dumnezeu locuiește în noi, prietenele acolo. Dar Domnul locuiește în noi. Ferească Dumnezeu cum locuiește în noi câteodată. Arestat de puțină noastră iubire.
Să știți că Dumnezeu nu locuiește noi tot timpul, veniți-vă în fire. El vrea inima noastră, dar dacă inima noastră e plină de bojara raburi interioare, cât de lipsit de bun simț trebuie să spui, să compar bojara rabu cu Catedrala Mântuirii. În ce termen? Financiar? Ai prostituție dintr-un hotel și ai rugăciuni dintr-o catedrală? Vă rog să ștergeți prietenele necura. Avem un loc de muncă disponibil în Vâzăr. Vă interesează? Nu. Nu mulțumesc. Română, adresați-vă la biroul Iuda. Părinte, am văzut și mulțumesc. Când am să vreau să vă vând dodoși, am să vă trimit la călcare. Și părinte, am 21 de ani și de-aia îmi păstrez o relație de prietenie cu cineva de 35 de ani. Cu timpul s-a îndrăgostit de mine, ai meu cu oameni. Eu îl iubesc ca pe un frate. Bine. Poate mi-e frică să-l iubesc altfel pentru vârsta pe care o are. Păi să vă fie frică. Credeți că vârsta e o piedică într-o relație? Păi facem un calcul. 31 cu 21 cu 400. Mamă. 14 ani nu e un capăt de lume ferească. Eu văd o prietenă. Deci, dacă mi-aș fi spus că aveți 40 de ani și le are 50, v-aș fi spus, mergeți și căsătoriți-vă. Dar e altă vârstă, altă maturitate, altă... Dacă aveați 50 și 60, la fel. Sau 60-70, că este mai clar. Nu vreau să spui, dar... Eu știu și 70 cu 80. E bun? Și mă uimesc câtă dragoste au descoperit oamenii la sfârșitul vieții. Știți că Dumnezeu pune vorbe de iubire în diferite etape ale vieții. Nu când vrem noi, ci când El îngăte. Așa că... Iar cum să găsești bărbatul ideal? Bă, ăla care a scris cu vânzările. Ia bine! Astăzi un coleg care se declară atare a zis că altarul se află în spatele bisericii. Cum să reacționăm în preajma celor care se declară atare fără să a ști de ce sunt atare? Dar lăsați-i, Doamne, miluiește acest. Oameni, faini, serios, nu acum mai porniți pe ei. Știți ce? Voi știți de unde avem noi porneana asta? Că ei, de la guralivi ăștia care zic că îi reprezintă. Au nicio legătură ăștia care dau din gură că să-și apere interesele lor financiare cu oamenii ăștia care n-au... Să revenim. Și aceia ăștia sunt. Cine restrignește în sine cunoașterea lumii suferinte a lui Iisus, în care sunt ascunse toate acrămările cunoștințe și a înțelepciunii, cum vine ființa sa în față de Dumnezeu. Amin. Acest mesaj primit cu ani în urmă, în noaptea învierii, când nu a reușit să-l înțeleg în totalitate și dacă puteți face o traducere mai simplă, vă rog frumos. Ați primit un mesaj în noaptea învierii. Mai citesc o dată. Deci, a răstigni în tine cunoașterea lumii înseamnă nu mai crede mult în diplome și cariere, ci în Dumnezeu care dă vocații. Refuzați să vă mai profesionalizați. Încercați să rămâneți oameni. Și atât. România e plină de profesioniști. Aveam numai absolvenți de Gyula și alte orașe majore ale intelectualității. Vă rog, știți că eu tot povestesc asta, nu credeți că e glumă. Eram pe tren și mă întorceam odată de peste Hotari. Și când am ajuns la greața cu România, au urcat niște români de-ai noștri români, pur, adică să dea, să ne înțelegem, nu-i chemau altă. Care îmi spuneau, ei vindeau varză de două zile în piața la Gyula și spuneau că și-au pierdut, pentru că acolo au vorbit în altă limbă, pe care ei nu știau de altfel, nu mai pot vorbi foarte bine românești. Și am zis, că mi se trage de la varză. Ce cărți recomandați alcoolicilor pentru lupta cu patima? Îmi pare rău, cred că am uitat la Sibiu, dar există o carte, două cărți scrise de un prieten de-al meu, Cristian Fulaș. Fâșii de rușine și După Frânz. Le-a scos anul trecut una și anul acesta una, la editura Gestalt, casa de editură Max Blecher. Două romane care povestesc prin ce a trecut un fost beneficiar al muncii noastre la în domeniul consumului de alcool și droguri, scoatere din consumul de alcool și droguri, dar care a avut și o credință excepțională. În legătura cu piesa în care se spune, iară,
ce nectar am putea extra din această piesă. Că uneori suntem de vină. Că uneori arătăm prea mult ce construim și prea puțin ce zidim. Ce fel de relație trebuie să avem cu cei de altă religie? Eu nu pot fi, eu nu. Băi, în ardeală, puneți întrebarea asta. Ce relație să fie? Cum să nu iubești Domnul? Acum pe bune, dincolo de șicanările noastre, că bă, ce-am fi ardealul fără maghiari, fără germani, fără armeni, fără evrei? Vă pune. Ce populație eram acum? Postenuzați? Ce cultură am fi avut? Recuntesc, că nu au omorât, asta e. Eu am avut acum o reacție care nu știu dacă a fost cinstită. Mi-a spus unui domn, ca să-i spun unui alt domn, care se tot plângea despre sclavia țiganilor în țara românească și am zis, de acord, fără îndoială că tot biserica a eliberat, tot biserica a făcut demersul, nu statul român, statul liniștit. Și am zis, dar vă rog frumos, aduceți-vă aminte că în perioada în care îi plângeți pe acest țigan în țara românească, românii erau iubagi în propria lor țară. Că dacă tot vrem să măsurăm, dar avem două unități de măsură. Bani văzut să atrag atenția că aveam și unguri care erau sclavi în propria lor țară și din istoria pe care am citit-o chiar și nemți, sași, care erau sclavi în propria lor țară. Așa că cu celelalte religii trebuie să avem întotdeauna o atitudine de deplină cunoaștere. Nu vorbiți despre nicio religie fără să citiți, să studiați și să auziți. Terminați cu inventii ca SRL. Deci dacă dăunează ceva sănătății sufletești a unui om, este să fie un prost strălucitor. Să spun, doamne, știu eu că am citit eu într-o broșurică de 1,2 pagini, mai mică n-am găsit. Trebuie studiat, trebuie ascultat, trebuie intrat în dialog cu ei. Dacă vă ține, îmbrăcinarea, dacă nu. Care este limba? Auzi, doare, întrebarea de biodinamică, fiți atenți. Care este limita tandrețurilor în timpul postului? E o limită foarte mică. Na, mică, 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 mică. Dacă sunteți căsătoriți, slobod. Eu m-am săturat de unii care mă tot întreabă când, cum, băi, nu sunt agenție calcul infinite, eu acolo n-am treaba asta. Există o limită a tandrețului care se lovește de obicei de oboseala noastră, de suferința noastră, de tristețea noastră, de nu-ul nostru, de da-ul nostru. Pentru ceilalți, vă rog frumos, ați cumins. Spate în spate. Este bine de mers la adunările voastre Domnului. Cu toate că acolo merg și oameni de altă confesiune precum pentecostali. Nu știu, la oastea Domnului unde merg eu, nu merg. Știu că la Cluj mai sunt mai cât un captator sărit. Dar și la oastea Domnului, dacă vreți să mergem la oastea Domnului, avem adunări care nu au relații cu frații de altă confesiune. Părintele Constantin Coma spunea că copilul care stă până la o vârstă se pervertește în firea sa bărbătească. Deci știm aceeași lucru. Nu știu ce e aici. O să aflu după ce le știu. Este păcat să fumezi? Nu vă luați amendă, nu-i păcat. Dacă vă amendați, închipuiți-vă dacă biserica făcea ea proiectul ăsta de lege. Stai ce ești. Nenorocit de porc. Nu le mai ajunge o tămâie. Nenorocit și de porc. Prăvătit. Măi, mamă, păcatul, fumatul este un păcat pentru că miroase. Tu ești pe cât de... Mă uit în mașină la tonă. Părinte, ce mai faci? Bine, bine. Am un coș la tăia. Există o gentilețe a gesturilor culturale legate, dar nu poate să se pună așa. Păi nu, acum mă termine, când văd pe stradă, că m-au ieșit toți disperați pe străzi. S-au pus trezele de fumători. Era într-o zi o doamnă, hai că la bărbat, deși n-a zice că nu pot fi misogin, nu? Și pot ocupa un gură, tot așa schimbă vremea, știți? Dar era o doamnă nervoasă, domne, în stația, dar o pipa ca... Aveam un coleg în armată, nu știai cum de izdegetele și unde muncă de vânt. Mergea însetată, pătimată acolo, doamnă. Eram, mă bunit râs, au zis, spuneați, voi oprește, du-te, du-o pe banii lui, să scape de nervi femeia.
Până vine autobuzul, îi bate pe toți acolo. Să știți că, în sine, fumatul este un act de intimitate. Ea e o chestie de intimitate acolo. Nu e nimic așa simplu să fii fumător. Mie pare rău că tata a fumat. Deci, în numele tatălui meu, vă rog frumos să vă lăsați de fumat. Se moare greu de pe urmă. Se moare foarte greu. Vă rog eu frumos, deci vreau să reținește vă zic. În numele tatălui meu vă spun să vă lăsați de fumat dacă puteți. Se moare foarte greu de fumat. Dacă vreți să vă tratați, din când în când întrebați pe medicii care au tratat oameni bolnavi din urma fumatului. Ce părere aveți de moscheea care vrea să fie construită? Moscheea nu vrea, că am întrebat-o. M-am întâlnit ea și am întâlnit ea. Moscheea, moscheea. Vrei să fii construită? Na! Ce să fac eu la păgânia de Român? Ce să fac la păgânia de Român? M-am chinuit aproape 1700 de ani, să-i... 1877 de ani m-am chinuit. Nu? Să-i convertesc la mine și... N-a reușit. Ce să fac acolo, Domnule? Cred că... Iencu Gogorița în toată media. Vreau să avem răbdare și să ne rugăm. Eu știu și în Cluj că există moschei. Tot respectul meu pentru musulmanii cu bun simț. Cum pot să îi deranjez pe om de la rugăciune? Dar îi rog să nu ne spună că avem vreo obligație față de ei. N-avem nicio obligație față de nimeni. Niciun stat nu poate impune un alt stat construcția unei instituții ca așa. Eu am întrebat-o după dumneavoastră. Nu? Așa rămâne. Că e de cuvânt, să știți. Oricum, cel mai bun aliat al românilor au fost turcii. Turcii și Marea Neagră. Restul care, cum ne-au prins, au luat câte o bucățită. Nu? Cum ne-au împăcat noi de bine cu polonezii. În prima fază au dat ei, în a doua fază au arat ei. Nu mai zic cu alte popoare, eu dau slavă Domnului că un foarte bun prim-ministru european construiește un gard cu o țară vecină, că în sfârșit recunoaște unde e granița. Aici cineva spune că e dintr-o familie care în trecut a avut parte de un avort, iar eu sunt student la teologie și aș dori să-mi fac lucrarea de licență pe avort. Ce mă sfătuiți? În niciun caz nu vorbiți cu mama pe tema asta. Citiți, avem cărți multe, toți bărbații sunt deștepți când e vorba de avort. Da, teze întregi. Nimeni nu stă de vorbă cu sufletul unei femei. Și aici, doamnelor, care a spățit-o, ei nu mă treabă pe voie de greu. Schimbă subiectul. Nu fă teză despre avort, fă o teză despre frumusețea nașterii de copii. În teologie și în viața de zi cu zi. Astăzi am vorbit preoților la Sibiu, un părinte, despre educația copiilor. Și îl priveau tot așa. Ce ai lăsat, doar? Fost să termine cu preoții. Nu era foarte greu. Era obosit așa. Și a zis, bă, nu vă uitați că e obosit. Ăsta are 8 copii. Părinte, studiez teologia de 2 ani, nivel licență. Înainte de asta am studiat la o altă facultate, în mediu total diferit. Am venit aici la teologie pentru suflet, pentru a mă întări. Păi, ce-ar greșit, domnul. Da. Am descoperit atât de multe lucruri, că nici nu mai citesc. Știu prin ce treceți. Eu nu sunt predau într-o facultate de teologie. Nu renunțați pentru fățărnicia celor din jur. Ceriți din Dumnezeu, Paul, să vă bucurați de ceea ce învățați. Aveți parolul meu de nou, mă trezesc dimineața fericit că pot să fiu preot. Că pot studia teologia, că pot deschide Noul Testament, că mă pot ruga. Bă, pică cât e o fisă, uit repede, dar... E așa de încântat. 2 minute sunt încântat de numai pot. Următoarele 10 mă... Rău. E importantă, teologia e frumoasă. Teologia nu sunt oamenii din ea. Teologia e Dumnezeu din ea. Cum ar trebui abordat un adolescent care nu este împotriva bisericii, însă nici foarte interesat de Dumnezeu și religia ortodoxă în general? Bine, e un prag undeva, cândva o bombonică scăpată din popă. Pe m-au convertit un popă cu barbă mare albă, că mi-a dat 3 ani cu gumă la capăt. Na. Părintele la urmă, serios? În prima mea zi de... Nu. Era în 14 septembrie 1977. Ora 7 seara. Pot să jur. Nu greșesc, sigur. Știu că era
Mă pregăteam, a doua zi începe la școală și a început pe 15 septembrie. Eram cu tata la o biserică din Șchei, Brașovului, alta de cea în care mergeam. Și era după vecernie, era așa o ceață luminoasă, știți? Mirosea ceața aia de mai nebunită, o? Dă-ne și la un dat apare părintele Laurențiu, care îl iubea foarte tare pe tata. Și-a spus, o, Costică, atât a crescut costelușul tău, atât a părinte să rămână, nu știu ce. Ce mai faci cu mine? Ce faci? Ce, l-am adus că mâine începe școala. Dar să nu vă închipuiți că m-am dus la biserică în același costum cu care m-am dus la doar de școală. Na. În seara aia, știu și acum, aveam o pereche de pantaloni verzi și-o cam așa verde. Să nu înțeleagă cineva vreo aluzie. Da? Și m-a luat părintele de pate și zice, Costeluș, uite aici, de la părintele ia 10 lei. Oh, 10 lei. 10. De atunci calculam, erau 5 cărți, 10 lei. Și zice, uite, vreau să-ți dau ceva. Și mi-a dat un caiet super. L-am avut până în clasa 4, am desenat și am scris în el. Ieși acum în beci, la loc luminat. Și mi-a dat niște caiet, niște creioane cu gumă roz în capăt, chinezeri, care erau foarte rare. Eu am crezut că se folosesc la dirijat, la... Nu văzusem până atunci. Doamne, când mi-a arătat cum mi le-a scuțit, mi le-a pus într-un... Copiii se convertesc cu gesturi simple. Cu gesturi simple. Toți de aici suntem convertesc cu gesturi simple, ca să ne-am niște copii. Doamne, am luat repede, am tot căutat, când am crescut un pic mai mare, nu mai era să scrisese, dar vă duc cu mare glavie la cruce și sărut până așa prin cruce. Doamne, ce preos frumos avem. Nici nu vă închipuiți ce preos frumos avem. Nu ne arată nimeni. Îi întâlnim sau ne întâlnim? După voia lui Dumnezeu. Părinte, în legătură cu Constituția, este cu aprobarea persoanelor de același sex. Constituția sexuală? Atunci întrebarea, cum poate două persoane de același sex să adopte un copil și să-l crea? Bă, oameni, cum stați așa cu rămâni? Constituția nu prevede asta. Pe mine mă distrează că un parlamentar român vorbește că o va lua pe o doamnă într-un anumit act care nu există în legea românească. Am vrut să spun asta, Elito. S-a tăpat de pomană. Mai bine? Nu. Stați să știți că nu răspunde la toată. Lăsăm pe mai încolo. De la 12 noapte. Așa, așa. Părinte, nu sunt timid. Sunt mai reținut. Cum aș putea fi mai sociabil, mai amabil, mai dispus de a face bine? Să știți că oamenii reținuți fac cel mai mult bine. Într-o România în care nimeni nu se mai reține de la nimic, pe românește, reținuții fac bine că se rețin. Parolă de lume. Dacă Hristos a luat toată natura umană în afară de păcat, a luat și uitarea, să știți că uitarea nu este în natura umană. Noi nu spunem că avem uitare, spunem că avem memorie. Uitarea este un accident al memoriei. La mine, eu s-a accidentat tot timpul. Dar să vă spun ce fain e să fii popor și să uiți. Fai, ferească Dumnezeu să ții minte tot ce spovedești. Fai. Se spune că beții după vin cu capul în față și ai cuțită pe capul în spate. Popii ar merge bălângânindu se spune. E un dar uitare. Cel mai mare dar după iertare e uitare. Bine, mă rog, nu în sensul Alzheimer-ului, da? Cum să continuăm să ne petrecem timpul cu cei care adesea au continuat să ne face voit rău? Iertare, dar vindecarea treptată ne dorim, adică îmi doresc să pot petrece timp, dar nu îmi doresc să mă deschid să petrece față de acea persoană. Dar nu vă obligă nimeni. Băi, oameni, hai să ne că m-am inervat, îmi dau jos de verenă, mă bat. Băi, oameni, nu există obligativitate în iubire, când e oameni. Și că comunică cu ala că sunteți colegi. Și ce dacă suntem colegi? Ce? Poate nu vreau să comunic, n-am nicio obligație. Ce scrie pe tricoul meu, comunică. Ce să apropo de să ce? Să fie serioși. În 200%. Ce treabă avem noi cu asta? Astea sunt niște lipiciuri, astea sunt niște atribuții de sociale. Sunt oameni care, de exemplu, gândiți-vă la ce valoare au părinții din Schima Mare care folosesc 7 cuvinte pe zi. Păi, ce fericiți mei. Și nici n-au soacă. Înțelegi că e atac pe bune. Gândiți-vă ce fericire, să tași, să n-ai, să ai mult de comunicat, dar comunicare nu. Știți că toată lumea spune că
comunicarea asta cu unor versuri a deranjat, nu spun în ce context. Păi, mai bun. Comunicarea nu sunt numai versuri, sau numai cuvinte, sunt gesturi, sunt priviri, sunt fițe, sunt grimase. Toate astea sunt acolo. Nu? Când dai mâna cu un om, comunici cu căldura pielii, cu pare că dai mâna cu domnul transpirat așa de emoție. Trebuie să-i respecti emoția. Când dai mâna cu unul care are mâna înghețată de frică, eu am câte un student la examen, zici că mă uit în oglindă dimineața asta. Am poate, Doamne, poate nu prea, dar n-am cum să mai pun la mână. Că frate, dar adică fructele de mare sunt de post. Se pot mânca doar când e dezlegare de pește. Se mănâncă atunci când ai baie. Și tot pe Marangureșeni, din mama de la liceul pe jos, cu șergeau ei pe mare ușelul la moară. Știți că bunica m-a învățat să pescuiesc cu broboada. Punea cu, știți, plătic în apă și când era cu pește, își trăgea. Ai cum strângeai foarte de mare. Puneam de neamul în măsui și tropa. Și de-a lui Pop, nu a putut supraviețui fără foarte de mare. Mi-au lăpărit grecii în calendar. Și în fițe. În fițe. Păi, a fasolea plecată ce are? Hello? Dar mămăliga cu magiune ce are? A, nu-i fruct de mare. Nu pot. Bate-ți mămăliga până recunoaște că-i fruct de mare. Mai greu. Au, bă, fete, bă, să învățați să faceți colegi, că ne pierde neamul fără mămăligă, bă. Ăștia tot zic că mămăliga se încinge greu și explodează. Bă, iar nu mai pușcăm, bă. Nu mai mâncăm mămăligă, vă spune. Mâncă fructe de mare. Și că vom plâ. În vin alte șușu. Și pate de meleci. Ce, melevoi de post? El, oare aceleași calități ca făcutule mare când e mort, ce? Părinții mei nu sunt de acord cu fata care aș dori să o cerem când să fie fructe de mare. Să vezi că ați fructe de mare. Voi face. N-au cum părinții, hai să ne văd noi. Deci totdeauna părinții noștri ne văd ca făt frumos că alără prin calar și Ioana Costânzeana în turnul castelului. E limpede, nu? Cineva trebuie să piardă în meciul ăsta, ori părinții, ori cel care te iubește. Că așa, bă, dacă vrea altceva pentru fata, mă, mai blom, mai înalt. Că e micus negru și nu vreau să văd cu resimile. Da? Și problema sunt fructele de mare. Nu. Dar ea nu se uită că și fică să-i mică neagră și coșoară. Ele pot iasă la busui. Dar nu-i viază. Nu apare de nimeni negru și coșoară. Da? Încercați să gândiți ce anume trebuie să înțelegeți din mecanismul părinților și unor doar să vă încredeți în ei. Experiența lor de viață e mai multă decât aerul de noastră. Tatăl meu este plecat în străinătate de mulți ani, eu doresc să le iau relațiile cu ele, dar mama mea mi-i de ce, deoarece ea zice că îl urăște și că mi-ar vrea doar rău. Ce ar trebui să fac? Luați legătura cu tata. Rugați-o pe mama să vă ierte și încercați să vedeți ce-i cu el. Nu pentru bani. Nu pentru altceva, ci doar ca să știți că undeva, cândva, cineva a mai auzit o dată cuvântul tată și a plecat mai departe cu demnitate. Părinte, vreau să încep o revistă cu istoria necunoscută a românilor, studii de Părintele Alda și vreau să vă cer și dumneavoastră și Părintele Cetrian din binecuvântare. Asta nu trebuia să citesc cu voce tare. Îmi pare rău, chiar acum am văzut. Băi, mamă, orice muncă e binevenită. Doamne ajută, este adevărat că băieții sunt mai munciți în post decât fetele? La băieți se vede mai ușor. Și că bună seara, am un prieten de 3 ani și jumătate. Așa de mic! Că nu mă prezintă familie din partea tatălui, precizez că părinții sunt divorțați. Ce să cred? Că nu are intenție să vrea să ce să facă? Dar de ce să aibă om ocultul? Poate nu-i place familia tatălui său. Of! Sucice n-am
Zice, nu credeți că e mai bine să fim tot timpul sinceri, subliniat, tot timpul sinceri, atunci când reproșăm ceva sau spunem o opinie diferită? Bineînțeles, le facem cu frumos. Deci când Dumnezeu pe unul de mamă, frumos. Că asta e gândul tău, nu-i nici sincer, nici frumos. E un pic de lipsă de cordialitate socială. Sau mințim frumos. Sincer, mie nu-mi place ipocrizia de a te ascunde. Păi nu vă ascundeți. Aveți grijă ce ziceți. Da? Poți să-i zici unul că unul nu-ți place de lege. Păi, ești antipatic. Da? Tai-o de aici. Poți să zici mai scurt. Tai-o. Sau nu poți să zici nimic și o tai tu. A treia soluție este cea de genitivă. Noroc că mi-a dat Dumnezeu spate. Nu? Te poate fi arătat în poziția fugă, 40 de grade. Nu vă înțeleg de ce. Credeți că avem obligație de a întreține relații cu oameni care, inclusiv intelectuale, cu oameni care nu spun nimic. Știți ce opositorie? Ne știm de la spovedie. Am o prietenă care a trecut la Pentecostale. Iar acum nu vrea să-și mai petreacă timpul cu noi, deoarece spune că, sunt, că nu suntem întorși. M-a spus că trebuie la mângâniul lucrurilor. Fructe de mare. Să vă spun. Știți cum moare caracatul să fie bună de pregătit? Ea e napa ei acolo în baltă, crede că le știe pe toate, se crede balenă în ocean, până vine pe scară, ea și-o frăgezește. Poate că Dumnezeu a dat-o pe fata aceea la Pentecostale să se frăgezească. Dați slavă lui Dumnezeu că vă spune cum sunteți. Nu sunteți întorși, adică sunteți ortodoși. Doamne ajută. Fructe de mare. Care sunt versetele care susțin existența icoanei? Nu pot deveni aceste idoli. Orice lucru poate deveni idol. M-au întrebat la Târgu Neamț de ce nu-l canalizăm pe Părintele Arsenie Boca. Vă spun. Pentru că l-am umplut de pupăturile noastre. Pentru că în loc să lăsăm icoana, ceea ce trebuie să fie icoana unui sfânt, ne-am dus și am început, da, dă-ne un servici, da, mai dă-ne un servici, da, vindecă-ne de negru. Sigur că sunt probleme, dar expandarea aceasta a tipului Părintelui, în exces, orice icoană în exces e idol. Dacă nu explicăm conținutul icoanei, cea mai faină descriere în versetă, nu știu pe unde e, Doamne, tu rămâna din Evanghelie. E un moment în care Mântuitorul Iisus Hristos urcă cu apostolii pe Muntele Tabor. Muntele Tabor, să ne înțelegem, în țări de feleacă. Da? Deci urcă pe feleacul Țării Sfinte. Și când ajunge acolo, Mântuitorul Hristos se cum că trei ucenici, dacă așa e, nu? Cred că e în Evanghelie povestea, așa mi-aduc aminte. Doi, și interesant, când ajunge Mântuitorul acolo și-a învânt, se arată doi profeții ai Vechiului Testament, cred că Moise și Ilie. Cu Ilie, sigur, cu Ilie. Deci Moise cu Ilie se arată lângă și se aude o voce, da? Iacă fiul meu cel iubit în care am binevoit, ca la Boboteală, ca la Boboteală. Băi, dar ce-i fain, e neața lui Petru. Petru era un luminat apostol, nu? Petru. Care ce zice el? Domnul, om practic, Doamne, bine ne este aici. Haide să facem trei colibe. Da? Țăie una, lui Ilie una, și lui Moise una. Păi da, erau șase pe munte. Dar ei nu vreau ei pe ei să se rețină, ci vreau să rețină frumusețea care vreau să se repede Dumnezeu cu prorocii. Asta este icoana. O colibă pe muntele Tabor. Nu. Alte versete mai sunt, da. În urmă, cu aproape 2 ani, am făcut un avort, iar duhovnicul a decis că mă pot împărtăși. Uite, nu mă înțeleg. Am citit din Sfinții Părinți Copiii la Pătășani de 10-20 de ani. Cine mai citește? De unde știu că Hristos mai ieșit? Niciodată, până în momentul judecății, nu să știm că Hristos nu a ieșit. Iertați-mă că vă spun. Ce duhovnic bun aveți. Cum a luat ieri pe ieri avortul ăla. Vă să căutați în cărți, în loc să căutați la sufletul duhovnicului dumneavoastră. Ce-a făcut sectarismul ăsta din noi? Băi, oameni, spovedanie pe bază de iubire, de dragoste, de înțelegere, de aprecierea dramei celorlalți. Sigur că toate canoanele sunt valide. Dar câtă dragoste în cap într-un om, atâta economie dacă în ceea ce faci. De ce nu poți să uiți o persoană care mi-a făcut rău, dar am iubit-o? Păi, a
N-am zis. Fochele mari. Nu vă mai intoxicați cu aducerea aminte. Scoateți. Arrivederci. Deci. Cum poți să scapi de depresie? Depinde în ce gradă de depresie vă aflați. De cele mai multe ori, doar însoțiți de specialiști. Și încercați să nu dați peste un preot care crede că le știe pe toate la spune. Bine? Un preot obiectiv vă spune, până aici te pot ajuta, am un prieten psiholog care pe partea aceasta este mai de folos și la sfârșit de tot, dacă vrei să te vadă și un psihiatru să-ți dea un atestat că te poți duce la templu, liniștit sau de jertfa ta, e ok. Am un băiețel și când a fost însărcinat, sănătos. Și când a fost însărcinat, i-am promis de Dumnezeu că dacă se naște sănătos, sănătos se va face preot. Ce să fac? Să-l influențez sau nu? Hai să vă spun. Domnul, s-o lămurim. S-o lămurim. Rugăciunea corectă nu-i că dacă se naște. După ce se naște, sănătos. Negociezi cu el, bă, vrei să te faci popă, nu vrei, dar ce să-l trageți de urechi, să meargă la teologie? Du-te-mă acolo, că te-am promis și Domnul. Da? Dar dacă prin tot ceea ce faceți, îți dovediți copilului că sufletul lui merită mai mult decât să fie un consopist sau un șef, manager șef, l-am vărtit piulița în stânga, într-o companie națională la care vine și o învârte în dreapta. Da? Că așa muncim în România. 10 învârtim în stânga și lucrurile, alți 10 în dreapta. Fai ce producție! Acum nu facem ce producție. Lăsați copilul în pace. Să fie un tată bun, că un tată duminica, când rupe pita la copii, e cât un popă sănătos la cap. Și când merea în biserică acolo și se roagă, nu e popă acasă. Dacă va vrea și preot în harul lui Hristos ca slujitor, eu cu Părintele Cipriano îi așteptăm. Dacă mai fi. Și dacă nu mai fi, îi așteptăm. Ca medic după ce încerc să le explic pacienților ce ar trebui să facă pentru sănătatea lor și aleg să ia decizii greșite, a trebuit să insist sau să-i lasă în pace. Dar când e vorba de copiilor, vă rog să insistați tot timpul cu adevărul medical atunci când o iau razna oamenii și cred că le știți pe toate. Pe noi nu ne îmbolnăvesc medicamentele false. Pe noi ne îmbolnăvește doctor Google. Toată lumea pe Google. Și când vin la botez, ai ce fain e în ultima vreme, toți aduc câte un kil de vin. Și zic, bă, bea eu sau fă chiul? Păi scrie pe gobă. Păi du-i pe gobă. Vezi, gobă, face să bea? Nu. Ca medic aveți obligația de a spune adevărul și numai adevărul. Uneori dureros. Părinte, am o prietenă care copiază la examen. Și pe urmă, mulțumesc lui Dumnezeu că a ajutat. Este păcat să copiez la examene. Să știți că răspunsul nu-i la mine. Am văzut un expert în România să vă spună ei. Orice lucru dărâmă un sistem de valori nu-i de la Dumnezeu. Da? Închipuiți-vă cum ar fi dacă trebuie să copiem la moartea noastră. Asta. Copiii mei la botez nu au fost cufundați în creștinism. Ce mă sfătuiți să fac? Creșteți-i botezați cum sunt. Luați acasă, vedeți-vă de treabă. Noi nu stă doar la cărăs cufundați. Am văzut ce de știți cufundați. De cine se îngrijorează biserica astăzi? De ecumenism, de masoni, de grupările musulmane sau de cu totul altceva? Este niște fricoși, uitați cum tremură reverenda, dar mai trăim. Eu, ca om al bisericii, din poziția în care sunt, nu mă tem de sens decât un singur lucru. Să nu mă rușinez înaintea lui Hristos. Atât. Mi-a zis unul că Părintele e homofob. Mă și văd. Bă, dacă mă ridic în picioare și zic, două, eu mă, să ce implică de cine? Auzi, mă. Homo, homini, lupusesc, nu? Ai făcut să-i au tot, bă, cum bane. Vedeți ce înseamnă să copiez de la occidental ca și cum noi n-am știut latină? Cum să-ți fie ție frică de om? Zică, popă, om, păi, cum bă, să am eu fobie de oameni când eu sunt preotul în mijloc? Ui, ce fobie am de voi, n-am. Mi-o frică de-abia stau pe aici. Asta înseamnă să vii cu preparat. Apropo de copiat la examen. Asta înseamnă să copiez la examen. Vii cu fițica gata preparată și zici, la ultima spălare de creier, de care am avut parte pe bani mulți,
ne-au dus un avion și am venit cu două. Și care este părerea dumneavoastră despre Facebook sau alte rețele de socializare? Am o părere deosebită. Posez pe Facebook. Dau like-uri. Am un regret că nu pot da dislike-uri. Și în aceeași vreme îmi folosește foarte mult că văd cum gândește o parte din populația României, multilateral dezvoltată, și sunt foarte impresionat de fiecare dată că primesc like-uri multe. Să vedeți câte am primit la poza cu Clujul de anul trecut. Eram acasă și vă erați deja cu mine, da. Orice mijloc tehnic e pus în mâna oamenilor în lui Dumnezeu. Nu putem învinovăți pe Dumnezeu că noi ne-am tâmpit cu totul și ne-am facebook-it cu totul. Asta e. Cum se pot căsători doi tine dacă fiecare religie e ortodoxă pentru asta, fără neobaptist, fără să trebuiască să-și schimbe religia? Cine căsătorește așa? Fuchele mare. No, cine? Sigur că ăla care nu e biserică, poate cununa. Dar e chestiune de contract social. Hai, bă, la noi, în adunare. Te cununăm. Ce spune noi în adunarea noastră? Hai, de bine. Am fost și eu la câteva sănă. Iar eu n-am copilul. Nu mă regăsesc în ceea ce fac, jobul actual, viața personală, e aproape de a minima împietită. Cum pot găsi calea spre fericire? Nu cereți minuni că nu putem, dar poate că seara asta măcar ați râs sănătos. Vă rog să plătiți râsul sănătos din seara asta un început de dezîmpietrire ale inimii și mai vedeți pe lumea. Cu gândurile rele din interiorul nostru? Nu, de la fasolea de postul. Gândul din interior, din exterior, ce dacă sunt rele? Poate de unde vin? Dacă dormiți cu căștile pe urechi, nu o să aveți gândurile astea puse. Ia puneți-vă în cântecă la marsupial. Poate Dumnezeu să creeze o piatră pe care să mă poată ridica? Apropo, poate, dar nu intră în mintea proștilor niciodată. Cum poți să ajut un frate care a fost lovit de diavol încât a rănit fizic pe cineva drag? Văzut din exterior, nu e tot sândit, dar eu simt că se va pierde sufletul ei, că va face diavolul și spre alte parte, în băutură, sincere. Adică faceți un scenariu cu ce se întâmplă omului care a violentat un om. Sigur a intrat în el? Există un drag al scenariului foarte periculos. Deci este un abuz împotriva oricărei persoane când lovește o persoană, când vă jocorește o persoană. De aia ne acuză tot timpul liber stângiștii că am avea, că încurajăm violența în familie. Că nu vă spunem, eu vă spun în față, da? Orice violență, de orice fel, adresa sufletului sau trupului nou, este un act de violentare a chipului slavă de Dumnezeu. Amin. Restul, pe terenul de fotbal, mai e posibil de a văzut că se atacă un joc. Cum să adică, pe baza unui scenariu care puțea, adică nesimțitul lovește, Doamne, dacă moare nesimțitul. Păi dacă ar judeca așa un judecător, bă, cum să-mi facă pe ăsta în pușcărie, că a furat 8 milioane de euro? Dacă îl bag în pușcărie, oare când iese, nu mai fură încă 80 de milioane de euro? Serios? Sunt plină de frici, temeri. Am citit furnici prin familie. E gata, serios de film, mergem acasă. Sunt plină de frici, temeri și mi-e foarte greu să mă relaxez. Cum pot să-mi găsesc liniște? Păi așa cu frici, cum să mă găsesc liniște? Nu mai e. Fricile lor? Luați fricile și luați la ce iar frici? Ipocondrii? Vă e frică să puneți mâna pe clanță? Există astfel de cazuri, dar astea sunt tratabile. Vă trebuie cineva cu care să vorbiți. Cum să reacționez când prietena mea este nervoasă, supărată? O reacționat, stai, nu știu. Zice, nu este păcat să fii supărat, trist, să te enervezi. Ba, dar ce păcat, fain, mă? Sigur că e păcat. Și cum să scap de insomnie? Sunt niște pastilițe. Le-am luat și când eram la spital, mi-am dat una și am dormit. Mi-am dat a doua și n-am dormit. A, să vă spun, cea mai bună soluție o aplică teologii. Înainte de culcare și iau Noul Testament și încep să citească. După două versete, soare.
râdeți. Eu nu. În Biblie nimeni nu se roagă Fecioare Maria. Niciodată. De ce metodoxii oameni se închină ei? Să vă spun de ce. Pentru că e Maica Domnului. Pentru că Mântuitorul, când cerea palma, nu cerea de la Biserica Baptistă sau Pentecostală, cerea de la Maica Domnului. Adică nu s-a rugat Mântuitorul, adică n-a păpat Mântuitorul? Chiar credeți că există în logica dezvoltării lui Hristos un punct în care n-a avut nevoie de Maica Domnului? Prin sabia, prin inima ei a trecut sabie. Cum să mai iubești cea care a admis să treacă sabie născând-o pe fiul ei? Vă rog să vă aduceți aminte că întemeitorul protestanților, domnul Martin Luther, spunea că se teme de omul unei singure cărți, chiar dacă acea carte singură e Scriptura. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt în Scriptură, dar sunt în bunul simț al Bisericii și în bunul simț al tradiției bisericii. Vă doresc succes să descoperiți de ce ne închinăm aici. Sunt mama unei fetițe minunate, care de curând a venit un blur. Da, trească. În urmă cu aproximativ două luni într-o zi, mi-a venit în minte gândul că aș putea face depresie postpartum și dacă ajung să-i fac rău fiicei mele. Am mers la, de bună voie la medic și evident, tratament și sunt multe femei pot să fac ce v-am spus, mai citiți Google, băi, femei, m-am înervat. Puneți una pentru arachei sănătos, trebuiați cu fițele, aveau bunicii la postpartum de nebunea mea. Toți bunicii aveau postpartum de ele. E o boală care se instituie prin autoreglare a propriului psihic. Nu vă mai jucați cu gândurile, dând piar apă la moară tuturor prostiei. Pentru mine a fost foarte important să văd vindecarea în postpartum. O femeie care era foarte tristă, depășită, moartă, în spital. Activam în vremea aceea, că nu vorbesc din povești, ci parte le-am văzut. Și doctorița se chinea cu medicamentul ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Și am zis, ușurel, pentru că nu am ce soluție. Și ne-am dus acasă, i-am transformat biroul medicului ca o cameră de acasă, i-am adus bebelușul, soțul, i-am explicat ce bine e, ce siguranță e, ce... Și a revenit. E un soi de psihodram în care îl refaci cum să se reclădească în interiorul său. Hai, pe pastilele astea. Prietenul meu e mai depresiv. Au fi avut motiv să cum aș putea să-l ajut în voie, având în vedere că nu prea crede în Dumnezeu? Ce are Dumnezeu cu depresia? Credeți că oamenii care cred în Dumnezeu nu sunt în depresie? Aia, aia. Dar atunci de ce ne punem în genunchi la rugăciune și plângem și zicem, Doamne, e rugăciunea. Este o depresie negativă. Dacă vorbiți despre aceea, vorbiți cu un prieten foarte bun care să-l sprijine să vadă despre ce e vorba. Demontați sistemul depresiv. Urmează să mă căsătoresc, dar mă îndrăgostesc de alte persoane. Și ce să fac să nu rănesc pe nimeni? Opriți-vă și fugiți la spovedit. Opriți-vă, oricare ar fi relația, și mergeți la spovedit. Cipriane, pregătește. Mai este posibil un nou rug aprins în postmodernismul prezent? Câtă vreme avem rugăciunea inimii și Duhul Sfânt? Da. Părinte, vă rugăm să ne explicați taina Sfântului Botez. Dumnezeu, la 10 și 100 în noapte. Uite, facem conferința viitoare taina Sfântului Botez de explicații. O să vin și cu versetele despre botezul copilului. Viitorul meu soț mi-a ascuns un lucru destul de important. Ce ar trebui să mă am încredere în el? La ce mi-a scris aici? Nu. Nu că nu-i vorba de o altă femeie. Sunt trădări enorm mai grave. Soțul meu este într-o depresie cronică. Nu se bucură de viață, de relație și vrea să se despărțim. Cum îl pot ajuta? El ce poate face? Orice faceți pentru el, cum ați scris, e insuficient. Să se adreseze unui specialist. Dar nu psiholog de cuplu, că în România e boală nouă asta cu psihologul de cuplu. Trebuie un om care să-i demonteze drama, să stea să-l asculte. Și dumneavoastră, încercați să-l ascultați. Indiferent ce vă spune, ascultați. Asta nu-i plăcut deloc să trăiești cu un om depresionat. Nu se virusează atmosfera în casă, dificil.
Sporiți-vă doza de optimism, schimbați florile în glasă, dați pătrele deoparte, aerisiți, faceți curățenie, faceți o mâncare mai bună, prăjituri cu, prăjituri cu mere, lase, fructe de mare, dacă e nevoie. Propuneți o schimbare a atmosferei în casă. Nu râdeți zgomotos, râsul zgomotos dăunează grav, grav depresionatului. Luați-mă în brațe, de nevoie. Luați-vă în brațe, că aveți nevoie. Nu. Am fost agresată sexual la vârsta de 6 ani. De atunci, mărturii mereu imagine pornografice, mai ales în timpul rugăciunii. Ce credești că aș putea face? L-ați povedit again. Spuneți acolo înaintea lui Dumnezeu că aveți o problemă cu asta și încercați să vă construiți marca de rezistență și siguranță în care nu mai poate intra nimeni. Am lucrat la un moment dat cu niște copii agresați sexual, m-am speriat de ce pățeseră copiii aia. Deci o să mă întoar în carne și oasă, mai mult carne decât oase. M-am speriat de drama pe care trecea, dar să știți că fiecare recuperat, fiecare se recuperează pe bucăți. Mai întâi ștergi imagine, după aceea mirosul, după aceea. Uneori revin cu puterea înapoi. Tot timpul trebuie să fie cineva care să vă însoțească în acest drum. Oricum să știți că nu puteți face singur nimic. Ce părere aveți despre preotul revocatoriu de la Florești? Băi, hoții ăștia sunt ucenicii lui, părintele Marius. Să ia Dumnezeu să ne taie. În general, să știți că eu despre preoți am o părere bună. Eu cu popii nu mă împac. Să ia Dumnezeu sănătate, să vă crească. Mi-a dat telefon că sunteți în sală. Nu m-ați dat pe nepregătitea. Am pățit-o eu odată când jumate sala de aici, erau italieni catolici, aia din sală mă întreba, părinte, dar cum e cu ăsta? Ce punea? Foc, trăsne, ce spune? Vedeți că până și asta este o făcătură. N-avem niciun aur în plus, nu s-a întâmplat așa, nu? În afară de mine. Da? N-avem niciun chestie de... Suntem oameni și să ne... Nu, că trăim într-o comuniune pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Bă, eu sunt tare în rândul de ardele, să vă spun ce știu, cu mâna pe inimă. Au un mod deloc abuziv de a fi prieten. E fain. Acum am constatat că toți românii se afară. Eu mă bucur tare. Știți ce mă impresionează? Când mergi la o investă de altă confesiune, imediat că pe care lor nu scrie ca la noi I like beer. Nu? La ei scrie I love Jesus sau așa, da? Îi vezi, da, dar îi vezi și cu smerenie și cu aroganță pe dată. Sfain, toți oamenii sunt frumoși. Părinte, dacă m-am exprimat greșit în fața unei fete de care m-am îndrăgostit, credeți că am mai putea exista o șanță? Vai de casă, dar în viață, de câte ori exprim prost în fața nevestei? Dacă ar veni divorțul din exprimările greșite, ar fi atunci să faci adevărate autostrăzi. Că te jignește cineva, nu, nădejde, ficior, nădejde. Că te îmbătrânești, vorbești mai puțin neprost, uite pe la mine. Când te jignește cineva în față, cum să spunem o vorbă în care să-l facem să-și conștientizeze faptul și să se crească de ea? Eu știu de la un prieten de-al meu foarte bun, care totdeauna când unul mai scotea câte unul zbutei, bătea o metanie, Doamne, iartă-mă, frate, iartă. Nu știi, te ia la mișto, zice pe bune. Până se lămura, lasă răcoare. Și cum tratăm frica de mamă? Nu o tratăm. Cum să o tratez? Nu există nici împărtășanie, este unul din medicamente, spovedanie. Cel mai fain e să nu vă fie frică să dormiți noapte. Știți? Închideți ochii, faceți nani, poate dimineața să fie un pic mai rece, dar nu fie. Cum să fie frica de ceva ce nu poți ocoli? Frica de moarte este o născocire, exact ca postpartum. Deci este asta. Lucruri pe care lumea modernă ne-a insuflat. Pentru un creștin, moartea este nu o bucurie, nu cred că e plăcut să... Ce dezamăgiți ar să fie viermii de mine. Cu grefele mele la picior. Dar e un spațiu în care te manifestă atare. Trebuie să învățăm să murim iubind. Dar nu asta e problema cea mai mare. Noi murim urând. Suntem încrâncenați. Foarte rar vezi oameni care se desprind așa. Ca niște fulgi de aia. Asta e. Părintele Teofil avea o vorbă droabă, o subor, mai ușor. Dar de ce te-am făcut? Nu trebuie să închidă. Avea modul ei de a ne spune că ne iubește. Bă, fiți cuminți, bă.
Dar nu uitați, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna ca să moară orleu cu câine ne-am suit. Urmează să ne căpătăm în curând, să ne căsătorim în curând de cei 6 ani de când ne cunoaștem, nu am avut deloc relații trupești. Campioni mondiali. Vă rog toată sala aplaudă. Zice, de cele mai multe ori înfrânarea a fost destul de ușoară, mai ales că nu am locuit împreună. Păi, nu sunteți normal, mă copii, mă. Vai, să mă adresez Agenției Naționale de Protecție a... Când cădea unul, celălalt era tare. Este ceva ciudat în asta? Vă doresc succes. Mai departe, spor. Fiecare cu efortul lui. Am format un cuplu mai bine de vreme, să ne-am despărțit și avea relații diferite, să continuăm să ne iubim și astfel de după aceea. O, luați-vă în brațe, că v-ați posibil. Dar acum depinde cât te-ați implicat pe ceilalți, mai ales dacă v-ați și căsătorit între timp. Am o relație cu un ateu, iar eu sunt creștin. Dar ce scrie pe bietul copil că e ateu, are o bubă de cap și care e? Lăsați-mă în pace că ați făcut din ăștia vedete. Ce dacă e ateu? Ce știe el că e ateu? Ce știe ce? Are o relație, adică e și el îndrăgostit, bărnesc. Domnul, un ateu nu se îndrăgostește. Un ateu folosește omul. Că n-are conștiința iubirii. N-are. Ce poți să definești iubirea în lipsa persoanei care e Dumnezeu? Se iubește la întâmplare, ferească Dumnezeu. Întâmplător o să aibă copii. Întâmplător. Da, da. Deci, cum îl pot îndrepta? O să meargă relația. Păi, uneori, da, uneori, da. Ce credeți că la așa super creștini merge pe ceva? Să vedeți ortodox și doare. Merge la uns, da. Nici o problemă, niciodată. Mă rugați și nu întâmplată. Oameni. Suntem doar oameni. Slavă Domnului! Care sunt valorile de care ținem în tineret? Să ținem în tineret? Toate valorile. Toate. Care sunt? Una, da, da, da. Toate valorile. Fidelitate, bucurie, vocație. De ce încercați să nu le țineți chiar pe toate? Că nu o să le vreți. Adică, the om. Nu să ai plătea toate valorile. Asta ne-a părți tot așa, vorba lui Sfânt. De ce trebuie să cazi? Ca să te ridici, ca după să te ridici. Ce sens ar avea să te ridici din picioare? Nu trebuie să cădem. Uneori nu se întâmplă. Alice Miller, o celebră psihoterapeută, spune că toate rănile din copilărie ne afectează viața dacă nu le vindecăm. Dacă nu vrem să ne amintim anumite traume, cum să ne tămăduim? Nu ați întrebări mele, ar trebui să fie alta. Cred că aici, nu? Zice, am un amic care îi place să strângă foarte multe lucruri materiale, deși are doar 28 de ani. Dacă îi spun să mai doneze câte ceva, se mâhnește. Nu îl forțați pe copii. E un tip singuratic și depresiv, dar e problematic cum se încearcă să-și oblojească aceste stări de fapt cu aceste obiecte. Toți avem tendința să avem niște obiecte preferate. E clar. Ne plac ceasul, ne plac stiloul separat, ne place o anumită apă. E clar. Ceea ce va trebui să încercați să faceți pe prietenul dumneavoastră, vă rog foarte mult să faceți un efort în a-l înțelege și în a ajuta să se înțeleagă. Vorbiți, povestiți. Să doream să spunea că nu poți să benefici în modul în care e făcut aia. Am citat așa de... O fi, dacă e, zice Sfântul Ioan Casen, ce tot o să zic. Ce vreți să comentez pe Sfântul Ioan Casen? Asta nu există. Deci, părinte, lucrez într-un loc în care unii manageri sunt atei. Aia care vă dau salariul, înțeleg că sunt atei. Să ne lămurim, nu? Iar aia care... Dacă mă întristez, dacă mă întreabă dacă este Dumnezeu, cum aș putea da un răspuns care să facă să recunosc? Păi, dar nu e treaba lui. Când încerc să vă întrebe de Dumnezeu, să scrie în fișa dumneavoastră de post această întrebare. Eu cunosc pe cineva care a fost dat afară din serviciu când s-a aflat că este diacon. El a lucrat tot timpul civil, a aflat super liberalii, pentru că a refuzat să scrie aia, sărbători de, nu mai știu, de iarnă, de zice altfel, de sezon. Și ăsta a început să fie serios, băi, nașterea lui Hristos. Pac, de-a doua zi l-au chemat și a început să-i găsească în continuu greșeli.
că nimeni nu te dă afară, pleci de bună voie și nu se zice câte trupele de desant aerian, de tafor și câteva grenade aruncate în cap. Dar sunt niște iubitori, niște sfinți părinți. Mă distrează cumplitică, nu-i distracție, cum ne acuză pe noi de spălat de creier și aroganță și eu citesc comentariile la unele articolele mele, făcute de oamenii ăștia culți, care sunt crescuți la marile valori ale democrației. Săraca mama, bine că n-are Facebook. Părinte, sunt tânăr, student la teologie. Bravo! În primul an. Și am contacte cu oameni cu concepții mai greșite. Unii chiar nu au protestat. Mare frate, ia tancul, dă-o pe ei! Rupe, cape în picioare! Cum să fac că vor distrucții constructive? Crește-te să vorbești frumos cu oameni. Cu cordialitate. Am o bunică mai superstițioasă, cum nu am stat. Și încearcă să mă convingă în legătură cu unele concepții care ar fi cea mai înțeleaptă abordare. Lasă-mi ce, bunicii se sting. Măcar aveți bunică, bucurați-mă. Nu sunt timid, dar sunt mai reținut. Asta n-am citit. Asta mi-am scris-o eu. Cum să fac să nu mai bufesc? În fiecare zi îmi propun, dar nu reușesc. Propuneți-vă noapte. Serios. Începeți când a vă oferi o oră de nebârșit pe nimeni înainte de culcare. Spunea, ce fale bun de serviciu. Doamne, ajută! Vine dimineața, stai să vă. Da? Deci începeți prin asta, e cea mai bună soluție. Tatăl meu, de la 60 de ani, a intrat într-o după mine. Tatăl meu la 60 de ani a intrat într-o depresie de câteva luni, fiind singur toată ziua, eu la facultate, la curs și mama la serviciu. Îmi doresc să pot ajuta să întorc, nu are nicio legătură cu prezența sau absența dumneavoastră. Are legătură cu distinsul stat român, care a băgat în România de câteva luni bune, de vreo 3-4 ani, cam pe toți bătrânii în depresie. Cum să rezist omul când se uită la flutura și are fata la studii? Și la 60 de ani l-a rejectat societatea. Cum poate reproduce? E cea mai mică formă de depresie. Ați văzut că în Canada s-a declanșat alertă națională într-un oraș unde au fost sinucideri masive. Sunt dependent de telefonul mobil. Mai ales că am și net pe el. Ce surpriză, da? Eu nici n-am telefonul la mine. Mi-am pierdut abilitatea de a comunica viu cu oamenii. Mai fuge și omul și mai ești, da? Scoateți cartela. Botezați-ți dimineața. Scăpați de o lună măcar. Vedeți că faceți spume când îi vedeți că l-ați cu smartphone-uri mai competente. Încercați să-l închideți într-un dulap. Dar nu cu dumneavoastră în dulap, da? Am iubit de câțiva ani. Și nu pomenește nimic de casă pe de iubit. Doamne, luminează pe iubit! Iar dacă ai deschis subiectul, îl schimbă. Ce să fac? Luați un tricou, altfel care scrieți PA! Noi nu suntem creați de Dumnezeu să cerșim iubirea. Iubirea e un dar care se oferă din plinătatea inimii. Care este limita pe care un cuplu necăsătorit trebuie să depășească în ceea ce privesc gesturile? Da, măi, oameni buni, dar sunteți pornit rău că au făcut copii. Faceți-vă! Că vă căsătorim și așa. Hai, pe oftica fraților penticostale. Să mă iertă penticostale din sală, că știu că se credă, băi, dar n-am ce să vă fac. Nu există o limită clară. Deci încercați să vă feciorie, este inatacabil. Încercați să păstrați echilibrul. În primul rând că nu există cupluri necăsătorite. Că nu e cuplu, e doar căsătorit, știți. Mă rog, că nu e parlamentar zvenic. Dar în rest, ceilalți să înțelegeți. Cuplu nu vine de la acuplare. Asta vine așa, din conjugarea verbului a-o-a. Credeți? Ia încercați. Aha, exact cum ziceți. De fapt, verbul se referă la eclozare. Deci asta se știți? În urma unui păcat, nu mă pot ierta.
Însă eu cred că Dumnezeu mai face ce să fac pentru a mă putea ierta pe mine însă. Puneți-vă în pielea lui Dumnezeu. Serios. Nu v-ați iertat bun. Deci costică, nu iată pe costică. Costică, acum se pune în pielea lui Dumnezeu. Păi ce faină să fie Dumnezeu, să poți ierta Dumnezeu. Vedeți? Este o funcție divină a firii umane. Păcat, nu, nu, ce vă iartă? Te vă rece. Ne-am și schimbat, ne nu mai avem aer, avem scuzați. O zi bună. Cum se zice în rogul de români? Bună ziua. O zi bună, vă dorim. Hello. English grammar. Să fim serioși. Da? Dacă Hristos a luat toată, dacă nu, pentru că Hristos a luat toată de omul ispită, durere, etc., în afară de păcat, atunci, asta e cu uitarea. Mai fost. Părinte, ce faci? Mă încurci. Mă încurci. Că de-aia pare că avem bidete trucași, oameni. N-aveam atât de erau la el. Erau la el. Părinte, cum poți să te dovedezi voință, perseverență în cele bune? Muncind un pic mai mult. Să știți că pentru fiecare clipă de liniște în rugăciune avem nevoie de o zi să ne zdrobim în pocăință. Liniștea și pacea nu vin oricum. Nu vin oricum. A trecut a treia șef de pompieri. Vreau să vă arăt ultimele două cărți, nici nu mi-am mai trimis, că lumea meu nici n-a intrat. E pe dedesubt, pe sub ușă. Da? Ultimele două cărți sunt acestea. Duminici de fiecare zi, că este o carte de predici foarte scurte, la 2500 de semne, deci apropo, un somnifer foarte fain. Iar cealaltă este o năzbuie neculistă. Pedagogia poveștii a fost odată pe când poveștii nu aveau televizor. Este o tâlcuire în cheie proprie la Capra Cotrăiesc, Harap Alb și Fata Moșu și Fata Babe. Hello! Știți, nu? Astea sunt niște povești românești. Voi care ați studiat neapărat pe Varga Losa, și ați făcut studii cu morți în catedrale și poeții bizantini ai secolului VI. Știți că noi am avut un scriitor în greacă, vă aduceți aminte? Încă mai avem din fericire, chiar dacă l-au băgat unii sub preș. Cum vor să mai bage sub preș o grămadă de lucruri. Vreau să vă mulțumesc foarte frumos. Îmi vine să vă spun că ar trebui să cântăm acum un cuvinte cu adevărat atât de frumos și să scriem pe el Hristos și prietenii. Dumnezeu să ne ajute și vă mulțumesc la tine. Mulțumim mult pentru că ne-a plăcut. La sala pe Ivanul. Se putea la polivalentă, știți că e mersul cu Germania și... Asta e informația așa, am zis, nu știu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să strigați de fiecare dată minimă, că acolo Dumnezeu răspunde, are rezistență pe ce. Mulțumesc mult și vă îmbrățișez. Aș obosit de toți, dar pe toți. Cântăm cuvinte. Cuvinte cu adevărat să ne fericim pe mine. Din cruci. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.
Asta e singura certitudine. Bine, Doamne.